De-aia am insistat să vii, pentru că eu știu să spun pe limba mea. Dar una e să vină din partea unui agent imobiliar o informație bancară și una e să vină de la un om care a fost director regional, național și acum broker de credit. Ce e un broker de credite? Tu dacă apelezi la un broker, tu o să plătești fix aceea sumă pe care ai fi plătit-o și dacă nu mergeai cu brokerul, că brokerul, până la urmă, ca oricine, trebuie să fie și el plătit. El e plătit din suma pe care o accesează omul ăla sau se pune în plus la suma pe care o accesează foarte omul ăla? Foarte bună, foarte bună întrebarea ta, priză. Și este, de fapt, o temere a oamenilor din piață că dacă apelează la un broker... Au rata un pic mai mare. Au un pic mai mare, au dobânda un pic mai mare. Ei, vreau să vă dau o veste bună. Dacă pun într-o balanță beneficii, prima casă, beneficii, adică... ipotecar, m-am dus... Cam așa, rata în nu vă gândiți că e bere fără alcool, nu fiți golani. Cum stabilesc eu dobândă? Acum eu aș vrea să vă răspund pe înțelesul publicului. Asta vreau și eu. Mi se pare fabulos că sunt, cred că și acum, o grămadă de oameni care se uită au credit și acum află că ei pot să scadă practic 15% din sumă. Oameni buni, dați share acestui clip, că e păcat de informațiile astea să ne ajungă la cât mai mulți oameni interesați, mai ales că 75% din oameni încă nu profită de ce a spus Laurențiu în acest podcast și mi se par informații de aur, e gratis să dați un share. Bună ziua, dragii mei, podcast imobiliar, episodul 15 cu Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu și un invitat special, un invitat pe care l-așteptam de foarte mult timp, pe care l-am provocat să vină, mă rog, eu am provocat masa de invitați din categoria asta și singurul care a răspuns provocării mele și mulțumesc din suflet, lui Laurențiu Duică. Duinu. Laurențiu, da. Laurențiu Duinu. 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 I-am promis că nu-i strigeți numele, dar e greu. Duinu. Laurențiu Duinu. Da, Șerban, îți mulțumesc că m-ai invitat. Mă bucur că am fost selectat din... Singurul invitat care a acceptat o provocare. Și da, înțeleg de ce este o provocare, pentru că e vorba de expunere. E vorba de expunerea unui angajat în domeniul bancar, ce am fost până acum 2 ani. Și lucrurile acestea nu se fac de către oricine, pentru că, în primul rând, angajații bancari nu au voie să participe la astfel de transmisiuni și să vorbească liber. Da, n-au voie, pentru nu știam asta. Da? E sunt contract? Sau? Da? Nu. Sunt, da, este în contract ca fiecare angajat să aibă dreptul la replică doar cu aprobările interne ale departamentelor de comunicare. Dar bine, îți dai seama că nu are cum să iasă oricine. Adică eu am agenție imobiliară cu 12 agenți imobiliari. Eu am contract de colaborare cu fiecare agent în parte cu clauze de confidențialitate. Și eu sunt o simplă agenție imobiliară, dar apoi un sistem bancar. Îți dai seama că n-ai... Contractul de muncă zice că n-ai voie să deschizi gura. Dar, deci, ce ești tu? Că lumea a aflat așa pe... Sunt fost angajat bancar, actualmente broker de credite. Fost angajat bancar? Sună așa. Eu știu că tu ești mai mult de atât. Ce ai fost, efectiv? Bine, bine, ok. Care a fost funcția? Funcția mea în ultimii 10 ani în bancă a fost director național de vânzări pe canalul Garantii Credite de Consum. Garantii Credite de Consum este IFN-ul Garantii Bank. Iar asta m-a ajutat ca și experiență să pot dezvolta vânzători de credite adevărați în propria subordine, coordonând și crescând canalul de vânzări directe la peste 500 de oameni în subordine, vânzători de credite adevărați. Deci ai fost director regional, practic. Practic am fost la început director regional, după care m-am descurcat atât de bine, încât am fost promovat director național, adică să coordonez toată țara. Ok. Asta am făcut. Deci ești un om care știe cu ce se mănâncă sistemul bancar. Da. Este fix ce ne trebuie, fraților. V-am promis dedesubturi bancare. Nu țin eu bine microfonul? Adevărat, asta spun mie băieții de la studio, că nu țin eu bine microfonul. Păi eu am inventat microfonul, băi băiatule. Suntem unde? Suntem la Flobo Studio, cel mai tare studio de înregistrări, cu băieți pe fază. Ai văzut? Să țin microfonul. Bine, mulțumim bine. Din suflet încă o dată că ai venit. Sper să ne vedem și data viitoare. Cam asta. Nu scăpați, nu scăpați. Mulțumesc mult. Da, și ai devenit broker de credite. Da, am vrut să-mi folosesc toată experiența acumulată în ultimii ani și am devenit broker de credite. Da, sunt un broker de credite autorizat. Cu precădere lucrez pe zona de credite pentru persoane fizice și m-am specializat în zona de credite ipotecare. Și probabil că asta este și punctul nostru comun în discuția de astăzi. Da, de-aia ne-am întâlnit să vorbim despre credite. Zona de credite ipotecare, zona care este
din punctul meu de vedere, și mă bucur că și din punctul tău de vedere, încă o zonă crepusculară pentru clienți, având în vedere zecile de întrebări zilnic, ce le primesc și eu, ce le primești și tu în calitate de agent imobiliar, pentru că domeniile noastre sunt domenii conexe cumva, zise între pătrund la un moment dat, și de-aia am insistat să vii, pentru că eu știu să spun pe limba mea ce am înțeles, ce știu, ce am acumulat, dar una e să vină din partea unui agent imobiliar o informație bancară și una e corect să vină de la un om care a fost director regional, național și acum broker. Și acum broker de credit. Ce e un broker de credite? Un broker de credite este o persoană care este externalizată de către băncile din România să ofere servicii și consultanță bancară. Aceasta este definiția, nu clasică, ci din punctul meu de vedere. Și spun asta pentru că în momentul de față un broker de credite autorizat ar trebui să aibă contracte de intermediere și consultanță cu băncile din România. Și spun ar trebui, pentru că în piața de brokeraj sunt două categorii de brokeri, brokerii autorizați, care au contracte de credit, și brokerii care nu sunt autorizați, dar sunt definiți ca și brokeri de piață. Și aici cumva simt nevoia, Șerban, să clarificăm subiectul acesta, pentru că, așa cum faci și tu în zona de imobiliare, în care obiectivul tău sau unul dintre obiectivele tale principale este reglementarea și ducerea zonei de consultanță imobiliară într-o reglementare, așa simt nevoia și în zona de brokeraj ca aceste lucruri să fie reglementate. Pentru că ele sunt semi-reglementate astăzi și asta cumva creează un pic de haos. Haos atât în zona agenților sau brokerilor, cât și în zona clienților. Și sper că astăzi să clarificăm. Și care e diferența dintre un broker autorizat și un broker de piață, cum spuneai mai devreme? Corect. Cum devii broker autorizat? Bune întrebările. Bună întrebarea ta, bună și întrebarea ta, Șerban. Care e diferența și cum devii un broker autorizat? Haideți să le luăm invers. Cum devii un broker autorizat? Fie devii un broker nelegat, asta înseamnă că te duci și semnezi contracte direct cu băncile, fie te duci printr-un broker autorizat și devii subagent de brokeraj. Okay. În ori ambele variante ești un broker autorizat. Deci fie te legi de un broker mare, da, și avem în România companii de brokeraj mari, care au în coordonare broker de credite subagenți. Care ei în sinea lor nu sunt autorizați, dar devin autorizați prin contractul cu acea firmă mare exact de brokeraj. Exact. Ai înțeles, lucrurile sunt simple și categoria brokerilor neautorizați sunt acele persoane care iau clienții de mână și îi duc la o bancă unde cunosc ei pe doamna de la bancă și să-i ajute cu obținerea unui împrumut. Fără să aibă un contract, fără să fie autorizați, fără să aibă de multe ori nici experiență în domeniul bancar. Cine plătește brokerul? Banca. Banca este partenerul, pentru că banca primește serviciile din partea unui broker și banca plătește brokerul autorizat, fără doar și poate. Orice altă variantă care se poate regăsi în piață este într-o zonă gri sau ilegală a brokerajului. Adică tu ca broker de credit n-ai voie să iei bani de la client. Exact. Tu ca broker de credite, în aceeași propoziție, nu există noțiunea de broker și bani de la client. Tu ca broker de credite nu ai voie să iei bani de la client. Dragilor, dacă cumva sunt solicitări din partea, așa zicilor, brokeri să le dați comisioane X% din sumele acordate, să știți că acea solicitare este ilegală. Uite, voi măcar aveți avantajul ăsta. La e ilegal, la noi nu e ilegal să iei comision de la cumpărător. Deși tu ești angajat de vânzător, ești reprezinți vânzătorul să-i vinzi imobilul, sunt agenți imobiliari. Depinde de contract, că dacă ai semnat contract de intermediere, nu e ilegal. Păi asta semnează și un broker de credite, din câte am înțeles cu banca, un contract de intermediere exact credite. Semnezi un contract de intermediere credite în care îți asumi că nu ai voie să iei bani de la client. Da, în momentul în care ai făcut lucrul acesta și banca te depistează, îți suspendă contractul de colaborare. Dar banca lucrează doar cu broker autorizat sau banca lucrează cu orice fel de broker care îi aduce un client? Că e foarte important. Eu mâine, dacă mă duc cu un client la bancă, zic că vreau să fac un credit, eu sunt broker, îmi dă mie... Nu.
Nu. Tu dacă te duci mâine cu un client la bancă, tu nu ești broker, banca n-ar trebui să te bage pe tine în seamă, okay. Ar trebui să discute doar cu clientul. Da, ai zis n-ar trebui? Da, am zis nu ar trebui pentru că practica, una este să vorbim teoretic și alta, okay. Practica este că sunt în piață aceste personaje, că nu le pot denumi okay. Brokeri, care se duc cu clientul de mână, stau în afara agenției și duc clientul în agenție, în agenția unde cunosc deci, doamna da. de la bancă. Îi se întocmește acelui domn client contractul, îi se aprobă într-un caz bun și brokerul acela, așa zis, care stă la ușa băncii, își așteaptă comisionul. De la doamna, de la doamna care îl ajută din interior, că de la doamna bănuiesc, care, că... Nu, de la client. A, de la client. Client, okay. Își așteaptă comisionul. Doamna de la bancă este mulțumită că i s-a adus un client și doamne ajută și face targetul. Ca să zic așa. Numai că doamna de la bancă ar putea să facă același lucru și face același lucru oricum, dacă se duce clientul și fără cineva de mână dus într-o agenție bancară. Din păcate, fac acest apel cu ajutorul vostru către privitorii voștri și către cine ne privește acum să nu mai încurajeze acest tip de comisionare la negru până la urmă pentru că a primit un ajutor de la un broker neautorizat. Vă spun de acum că nu este nevoie un client care se încadrează la o bancă, nu are nevoie să fie dus de mână la nimeni. Un client care nu se încadrează la bancă nu poate fi ajutat de acea persoană ce este dusă de mână către bancă. Cu alte cuvinte, fie vă descurcați singuri, vă duceți la bancă și vă încadrați sau nu la un credit, fie apelați la un broker autorizat care nu vă percepe comision și vă oferă consultanță gratuită pe tot parcursul creditării, ca să spun așa, procesului de creditare în sine. Sigur că aici la creditele de nevoi personale e mare deranj, ca să zic așa, aici sunt brokerii aceștia neautorizați, pentru că este și un proces de vânzare mai ușor. Creditarea în zona ipotecarelor este un proces mai greu, nu este stăpânit de oricine. Prin urmare, nici brokeri neautorizați nu sunt atât de mulți în zona asta, pentru că nu cunosc demersul în sine, demersul bancar de obținerea unui credit ipotecar. Întrebare, că mi-a venit acum, că sunt... Tu dacă apelezi la un broker și brokerul te ajută să ții un credit, tu o să plătești fix aceea sumă pe care ai fi plătit-o și dacă nu mergeai cu brokerul, că brokerul, până la urmă, că oricine trebuie să fie și el plătit. El e plătit din suma pe care o accesează omul ăla sau se pune în plus la suma pe care o accesează foarte omul ăla? Foarte bună, foarte bună întrebarea ta priză. Este o întrebare pe care o primesc și eu de multe ori și este, de fapt, o temere a oamenilor din piață că dacă apelează la un broker... Au rata un pic mai mare. Un pic mai mare, au dobânda un pic mai mare. Ei, vreau să vă dau o veste bună. În mod normal, produsele bancare sunt identice, indiferent de canalul de vânzare folosit de bancă. Pentru că brokerajul este unul din canalele de vânzare folosit de bancă, alături de canalul de vânzare online, alături de agențiile lor și așa mai departe. Clienții apelând la un broker beneficiază de aceeași dobândă și de același credit. Ba mai mult, vânzarea unui produs bancar printr-un broker pentru bancă este mai ieftină. De ce? Pentru că, gândiți-vă simplu, banca are costuri mult mai mari cu agenții și cu proprii angajați decât cu un broker. Atunci băncile cumva, și tendința asta este să încurajeze vânzarea prin brokeri pentru că e mai ieftin pentru bancă. Practic, dacă ar exista mai mulți brokeri și mai mulți brokeri, dacă tranzacțiile s-ar face doar prin brokeri, ar dispărea acele ghișee. Asta se și încearcă să se... Unde te așezi să accesezi exact. Un credit. Exact. Că face brokerul treaba pentru tine. Brokerul face treaba în numele băncii pentru tine. Produsul pe care îl obții este același produs pe care îl obții și de la ghișeul băncii sau de pe site-ul băncii. Ba mai mult, un broker care are experiență îți poate negocia cu banca. Ajungem și acolo. Ajungem și acolo, da. Este deci nu plătește în plus, nu absolut se pune peste. Nimic. Nu absolut se... nimic. Păi, și la noi e discuția asta, oamenii nu înțeleg că pe noi ne plătesc pentru servicii, pentru ce facem. Ei au impresia că, nu, păi voi vă puneți oricum comisionul peste și oricum ies în pierdere. Sunt și agenți care își pun comisionul peste. Care acceptă de la proprietar. Eu vreau 70.000 tot ce e peste al tău. Când de fapt 70.000 prețul corect. Eu dacă m-ai pus 4% nu mai e preț corect. Da, dar vorbim tot cum el vorbește despre broker autorizați, despre agenți care își fac treaba ok. Cum ca așa. Trebuie?
Da, agenții și la voi, agenții care își fac treaba ok sunt aceleași ca și în brokeraj, brokerii care își fac treaba ok, livrează servicii de calitate și clienții beneficiază de același, din punctul meu de vedere, dacă apelați la un broker autorizat, veți beneficia de multe ori de servicii de o calitate mult mai bună decât serviciile oferite de consultanții din bănci. Asta e realitatea, este probabil un subiect pe care l-am putea atinge dacă vrei, Șerban, dar nu este ăsta acum, în momentul de față, subiectul nostru pentru public interesat. Bun. Hai să interesăm pe publicul. Hai. Zic, sunt și eu un tinerel, am 22 de ani, am cunoscut și o frumoasă fată, urmează să ne căsătorim, mă, și vrem să facem și noi un credit, că nu mai vreau să stau la mama, că se aude, avem preț de regim da. Prost făcut și se aude și e nasol, că ne iubim. Ce credit să accesez și eu? Prima casă sau ipotecar? Ce îmi recomanzi? Dă-mi și mie pro și contra la amândouă ca să mă pot decide. Bun subiectul acesta. Prima casă sau ipotecar? Hai să definim ce înseamnă prima casă. Noua casă, mă rog, noua casă, principiile sunt aceleași. Majoritatea solicită prima casă pentru că avansul este mai mic. Asta e prima regulă pe care o cunosc. Mai mic adică 5% versus 15% ipotecar. Este mai mic adică 5% versus 15% la creditul ipotecar. Însă trăim un paradox, dacă vreți așa. Pentru că creditul prima casă, așa cum a fost el definit de către statul român, el este un credit subvenționat, având o dobândă reglementată de stat, dobândă care este formată din indicatorul de referință în momentul de față IRCC, în trecut a fost ROBOR, plus marja de 2%. Și cine vrea să participe la programul Prima Casă, și când zic cine vrea, mă refer la băncile din România, pentru că nu toate participă în cadrul programului Prima Casă, cine participă trebuie să ofere acest produs exact în aceste caracteristici. Trăim niște vremuri paradoxale pentru că aceste caracteristici reglementate de statul român împreună cu BNR duc astăzi programul Prima Casă ca fiind unul dintre programele scumpe ca și dobândă aplicată. Pentru că astăzi IRCC-ul la momentul vorbirii februarie, cât suntem? 7? 7. IRCC-ul este 5,96 la care se adaugă 2% marja băncii, la care se mai adaugă comisioanele cu fondul de garantare și comisioanele care mai sunt incluse în credit, ajungem undeva la 7,96-8% variabilă. 8%. Asta este dobânda la prima casă. În și aici, ce la ipotecare? În timp ce la 6%? Ipotecare, majoritatea băncilor au o dobândă de 6% plus minus în funcție de câteva criterii. Deci, practic, singurul beneficiu e că în loc de 15% dai 5% avans. Singurul beneficiu acesta este avansul disponibil. Dar acest beneficiu versus limitările aferente programului Prima Casă pun de multe ori în balanță clienții să aleagă un credit ipotecar și cumva să forțeze identificarea de surse necesare acoperirii avansului. Bine, dacă pun într-o balanță beneficii Prima Casă, beneficii adică ipotecar, m-am dus cam așa mult. Rata în nu vă gândiți că e bere fără alcool, nu fiți golai. E o diferență în rată pentru tânărul din tine necăsătorit sau căsătorit la 22 de ani, e o rată în venitul tău, care nu e la vârsta asta un venit exploziv, o diferență semnificativă. Păi hai să facem un test, da? Am luat 50.000, nu? Am dobândă 8% versus dobândă 6%, da? 2%. 2% pe an din 50.000 înseamnă 1.000. Exact. 1.000 de euro. Pe an în plus, împărțit la 12 luni, 80 de euro în plus pe lună. Exact. Corect? 80 de euro în plus pe lună la durată, adică 400 de lei, în loc să am 1600, să am 2000, da. Se simte. Asta zic. Și înmulțit cu 30 de ani, ca să zic așa, ajunge la niște costuri. Și la un salariu de 3300-3500 de lei sau ceva, e enorm. E mult. Exact. Și atunci, practic, ce câștigi din avans pe care nu îl dai? Se amortizează repede. Se amortizează repede. Și atunci sfatul meu de fiecare dată când am astfel de discuții cu clienți care vin să achiziție prima casă este să se gândească și să ia în considerare achiziția unui imobil printr-un credit imobiliar, ipotecar, clasic. Cu avans de 15%, chiar dacă fac un efort un pic mai mare să aibă avansul disponibil de încă 10% în plus.
Cu toate astea, în momentul ăsta, ai cerere mai mare pe prima casă sau pe ipotecar? Cu toate acestea, cererea pe prima casă, și putem să luăm ca și reper anul 2023, pentru că 2024 abia a început. Anul 2023, istoric vorbind, a fost, cred că, primul an când nu s-au epuizat fondurile nu programului prima casă. Incredibil. Mai sunt fonduri din 2023? Mai, aproape că da. Mai se sunt păi să dea și la aia care au vrut să ia în 2020 și n-au mai prins. Să mai deschid o casă. Da, nu mai sunt fonduri din 2023 pentru că s-au terminat toată cât finalizarea anului, dar da, este prima dată când s-au terminat anul calendaristic și nu s-au terminat fondurile. Mamă, incredibil. Iar asta spune, de fapt, interesul pentru programul prima casă. Pentru că lumea și-a dat seama de dezavantaje, că el a fost mereu la fel, nu, exact, programul? Numai că omul nu știa, s-a bucurat la 5%. Da. În momentul în care în anul 2023 dobânda variabilă a avut o creștere din cauza creșterii RCC și băncile au venit cu oferte mult mai atrăgătoare pe creditele ipotecare, interesul s-a direcționat clar către creditele ipotecare și din punctul meu de vedere, mai bine un client își găsește un agent imobiliar ca voi, care, cu ajutorul căruia cumpără la prețul corect, cum zici tu, Șerban, un imobil, decât să, și poate că ăia 10% de avans îi câștigă doar lucrând cu un agent imobiliar și cumpără o locuință la un preț corect. Poate da, fi și asta un punct de vedere. În ce an s-a lansat prima casă? Că nu mai țin minte. Tu sigur știi. Prima casă s-a lansat, dacă nu mă înșel, în 2015-2014, dar au avut o altă formă. Era un program mult mai relaxat, se puteau achiziționa creditele și în euro și în lei. Și rigid așa de când e? Rigid așa este de când a apărut partea de COVID, zicem bine, în zona 2019? Aceasta. 2020. Da, când au început martie lucrurile 2020. Să... Martie 2020 a fost un reper. De fapt, iunie 2020 a fost un reper inclusiv în zona de creditare, când a intervenit BNR-ul și a încercat și a ajutat populația cu amânările la rate, pentru că toată lumea avea probleme financiare, erau totul stopat, dacă vă ți aminte, și atunci a fost momentul în care s-au impus câteva reguli mult mai restrictive în a accesa creditele, pentru că era momentul în care populația avea probleme în a-și achita creditele. Și nu mi-aduc aminte, atunci au lăsat oamenii să nu-și plătească un timp ratele, cine a avut... Dar eu știu că la ipotecar și la prima casă au lăsat să întârzie? Sigur. Da? Okay. Era suficient să faci o cerere și puteai obține, bine, trebuia să invoci un motiv real și puteai obține până la 9 luni amânarea ratelor la credit. Ceea ce a avut și ca revers al medaliei înăsprirea un pic a condițiilor de creditare în general și evident că și în zona de prima casă. Mai ai vreo întrebare priză sau trec la următoarea eu? Treci tu la următoarea, am o poveste, deci, dar o păstrez. Noi dacă aveam întâlnirea asta cu 4 ani, mai rămâneau fonduri în 2020. Mai rămâneau, am întârziat un pic, fie cu iertare, îmi pare că v-ați grăbit. Mi-a venit o idee acum în timp ce și nu vreau să o uit. O să revenim la ea, pentru că am primit foarte multe întrebări de genul eu personal, în privat, pe TikTok, pe Facebook, pe peste tot. Dacă am cerut amânarea asta, da? Da. De, bă, nu am bani să mai plătesc ratele. Okay. Mai am posibilitatea de plată anticipată, dar nu vorbim acum despre asta, vreau să o ținem minte. Ok. Da, e un subiect bun, pentru că aici amânarea poate fi folosită în avantajul clientului dacă știe să o folosească. Ok. Bun. Ok, am vorbit de credite de dobânzi, dar ce e dobânda? Ca să înțeleagă tot omul. Ce e dobânda și cum se stabilește dobânda bancară? Cum zic eu, ING-ul, BNR, BRD-ul, BCR-ul, orice nume, ca să le dau pe toate, zic că dăm nume, Alpha Bank, mai știi, care... Așa? Cum stabilesc eu dobânda? Acum eu aș vrea să vă răspund pe înțelesul publicului. Asta nu... vreau și eu. Dobânda în esență este referința... sau indicatorul de referință. Indicatorul folosit... de referință nu e un termen pe care să-l înțeleagă oricine. Da. Anulez și șterg. Okay. Bun, nu indicatorul de... Băncile se împrumută între ele cu dobândă. Băncile se împrumută băncile de la se împrumută. Da, ING-ul ia de la BCR bani? ING-ul ia de la BCR, BCR-ul ia de la ING, pentru că e normal ca în orice business la un moment dat să rămâi fără lichiditate. Să ai nevoie de lichiditate, să plasezi bani, că până la urmă obiect de activitate al băncilor este plasarea de bani. Și când au banii sună tot la bancă. Când au banii sună, auzi, da, trezorierul de la banca X sună pe trezorierul de la banca Y, împrumută-mă. Acum, operațiunile acestea sunt operațiuni
repede înainte. Nu au timp să negocieze, auzi, știi, îmi dai la dobândă asta, îmi dai la dobândă cealaltă. Ne vedem la o cafea să vorbim, da, cu cât îmi dai 10 miliarde. Pentru că am bani, am nevoie de bani mâine. Adică la modul ăsta se desfășoară tranzacțiile între bănci și au stabilit o regulă. Și au stabilit reguli de împrumut și au spus, hai să ne împrumutăm la un curs. Cum e cursul valutar? Astfel încât toată piața bancară să folosească același curs când avem nevoie să ne împrumutăm unii curs de la alții. Curs adică dobânda pe care ți-o dau înapoi că m-ai împrumutat. Exact. Asta curs înseamnă curs. Dobândă. Da. Curs care în termenii ăștia grei se numește IRCC? Mai nou se numește IRCC. În trecut s-a numit ROBOR, acum se numește IRCC. Acum, dacă eu mă împrumut de la tine cu un IRCC, ca să dau banii mai departe, la IRCC-ul care înseamnă pentru mine cost, nu, adaug o marjă. Dobânda mea. Da. Care eu o iau de la client. Dobânda mea, marjă comercială. Deci ONG am luat de la BCR 100.000 de euro cu IRCC dobândă de 4%, asta înseamnă că eu îi dau lui BCR înapoi 104.000. Da. Pun și eu 2%. Da? Pun și eu un 2% și îți dau ție creditul și tu trebuie să-mi dai 106.000. Exact. Așa funcționează. Asta e dobânda. Asta e dobânda. Asta e IRCC-ul. Așa se construiește dobânda de către orice bancă din România. Se adaugă la costul banilor împrumutați, se adaugă marja, se adaugă alte cheltuieli, pentru că, bancă mare și cheltuieli. Angajați, chirii. Și în final rezultă un produs numit dobândă, cu care ies în piață și cu care împrumută populația. Ceea ce e firesc și e normal și nu acuzăm băncile de lucrul ăsta, pentru că nu-ți dă nimeni 100.000 de euro să-i dai tu în 30 de ani. Dăm tu. Exact. Dai? Și băncile, dacă nu-și returnează banii, își pun poprire între ele? Sau cum? Ești curios, nu? Da, poprire de la... Băi, alo, Alfa, ți-a dat ieri 2 miliarde, mă. Dacă vrei așa, ca detaliu, da, băncile între ele sunt clasificate de către mari evaluatori financiari globali cu ratinguri. Există rating A, rating A++, rating B, cum se există și ratingurile de țară, există și ratingurile... Cum dai banii înapoi? Da, și în funcție de rating... poți obține inclusiv o dobândă mai bună. De la banca de la care ai bani, și o anumită sumă, dacă ai rating prost. Exact. Dacă ai rating prost, îți dă cu o dobândă mai mare și, și la fel se împrumută și persoanele fizice. Tu, ca persoană fizică, cu cât ai un rating mai bun, primești de la bancă o dobândă mai bună, cu cât ai un rating mai prost, primești de la bancă o dobândă mai mică. Dar atenție, această regulă se aplică doar la creditele de nevoi personale. Ok. Nu și la creditele ipotecare. La creditele ipotecare, și acum până la urmă demontăm un mit, la creditele ipotecare nu are relevanță atât de mare istoricul pozitiv. Are relevanță istoricul negativ. Adică dacă n-ai plătit un credit, nu ești eligibil pentru un credit, indiferent de creditul. Ca un fundaș la fotbal. Știi, exact, că un fundaș cel mai bun e ăla de nu-l auzi tot meci, nu auzi nimic de el, da, zic că și-a făcut treaba. Dar dacă ești un client care are un job, 22 de ani căsătorit și vrei să-ți iei o locuință, n-ai mai avut credite, ești eligibil pentru un credit ipotecar. Nu contează istoricul că îl ai sau nu îl ai într-un credit ipotecar. La un credit de nevoi personale, da, contează. Revenind, ca să nu trecem peste IRCC-ul ăsta, cursul ăsta dintre bănci, el se schimbă zilnic? Da. Este un indicator care fluctuează zilnic, iar populația îl cunoaște ca și indicator la medie la 3 luni. El primește media. Da. 3 luni, adică 90 de zile, 90 de dobânzi, face o medie, calculate, împărțit la 90. Da, okay. Șerban. E simplu. De-aia IRCC-ul se schimbă la 3 luni. De-aia IRCC-ul se schimbă la 3 luni, dar atenție, nu e o regulă. Nu toate băncile folosesc IRCC la 3 luni. Sunt situații în care se poate folosi la 6 luni. Același lucru, dar la 6 luni. Okay. Adică ne uităm pe 6 luni în urmă cât a fost media IRCC și aceea va fi dobânda de referință. Și asta îl stabilesc băncile între ele? Și nu. Asta stabilește banca cu tine client. Tu poți să împrumuți. Noi acum vorbim despre IRCC-ul raportat la clientul ce cumpără un credit. Okay. Băncile între ele folosesc IRCC-ul la nivel la zilnic, la o perioadă mai mare. Da, dar cine stabilește acești IRCC zilnic, asta întreabă priză? Cererea și oferta. Ele stabilite pe baza cererii și ofertei. Ok. Deci dacă iau, nu știu, presupunem că iau pe arătură și băncile încep să-și împrumute bani cu 8-9%, 10%, 12%, după aia o să iasă pentru public cu 15% dobândă, 17%. Până acum nu s-a întâmplat un astfel de scenariu în perioada pe care eu o cunosc și pe care o cunoașteți și voi. Sunt cumva ținuți în frâu de BNR, bănuiesc. Ar face. BNR-ul ar putea să intervină la un moment dat dacă va fi o astfel de situație, dar
indicatorul acesta se stabilește pe o piață liberă bazat pe cerere și ofertă. Dacă există o disponibilitate în piață de bani, în mod normal, RCC-ul este mai mic și scade. Dacă disponibilitatea sau lichiditatea în piață e mai mică, RCC-ul crește. Lichiditate ce înseamnă până la urmă? Depozite pe care oamenii le fac, nu? Da. Banca poate... cum face rost de bani? Dacă nu se împrumută de la alte bănci, cum poate face o bancă rost de bani? A doua sursă de împrumut este, evident, împrumutul de la populație. Și de aici apare depozitul. Eu, Șerban Trâmbițaș, și împrumut pe ING cu 100.000 exact. De euro și împrumutul ăsta al meu, care îl dau eu la ING, are titlul de depozit. Exact. Ok. Depozit care, paradoxal astăzi, este de multe ori, sau dobânda la depozit este mai mare decât dobânda la credit. E incredibil. Da, trăim niște vremuri interesante, dar să știți că trebuie profitat de ele. Pentru că în istoria creditării recente nu s-au mai întâmplat astfel de situații în care să avem în piață dobânzi la depozit de 6, și dobânzi la credit de 5. Păi banca este în minus atunci. Da, nu înțeleg cum. Da, banca, teoretic, aceeași bancă ar putea să iese în minus, dar nu se întâmplă în cadrul aceleiași bănci. Păi da, asta e business, tati, faci bani cu banii băncii, vrei să te duci da. La o bancă, iei cu dobândă 5% 1.000.000 de euro, îl depui la altă bancă cu dobândă 6? De 6% și într-un an ai făcut 1% dintr-un milion 10.000. N-ai făcut nimic. Ai mutat banii de la o bancă la altă. Băi, ești nebun. Și ai stat cu un stres incredibil. Nu mai stau. Când las mai podcastul, mă duc la bancă. Da. Adică trebuie să aibă pe ce să-mi dea 1.000.000. Că nu-mi dăm eu 1.000.000. Da, dar asta nu vreau să se privească decât ca și o situație în favoarea sau în încurajarea creditării. Da. Pentru că dobânda astăzi de referință, dacă vrei așa, este o dobândă în jur de 6% fixă pe primii 3 sau 5 ani. Și asta ar trebui să încurajeze. Asta e un efort făcut, mă rog, efort poate că e mult spus. E o strategie a băncilor de a atrage clienți. Folosind astfel de campanii de dobândă de sub 6%, în contextul în care dobânda variabilă este peste 8%, 1,5%. Dobânda standard la creditul ipotecar este de peste 8%. Adică e RCC plus marja. E RCC plus marja, da. Marja băncilor începe de obicei de la 2,1% și se duce pe la 3%, 3,5%. Cea mai mică marjă este astăzi de 2,1%. Un pic mai mare decât marja stabilită la prima casă. Și ne ducem într-o dobândă de 8 și un pic, variabilă. Sunt țări vestice, occidentale, civilizate. Acum am înțeles că au crescut și la ei dobânzile. Dar anul trecut, acum 2 ani, aveau dobânzi de 2%, da. 3%, 1,5%. Ei nu au RCC? Cum își permit să dea dobândă 2%? Care-i, cu ce dobândă se împrumută băncile între ele? Să-și pună și marge astfel încât să poată să dea unui client cu 2% dobândă totală. Acum, politica băncilor la nivel internațional diferă de politica băncilor din România, chiar dacă o să-mi spui că aceleași bănci au filialele în România. Sunt mai mulți bani în țările aia, practic ei rulează mai mult, nu? E o altfel de piață, hai să-i zicem așa. E o altfel de piață, piața din România, piața consumatoare de credite este din România este diferită de piața consumatoare de credite din străinătate. Și până la urmă, hai să spunem așa, băncile profită de tiparul de consumator din România. Pentru că poate să pună o dobândă mai mare, o face. Am înțeles. Atât. Doar asta este singura explicație. Pentru că aceeași bancă cu aceleași surse de finanțare într-o țară din Europa are filială în România și folosește dobânzi diferite de împrumut către populație. Revenind un pic. Pentru că se poate. Pentru că se poate, e da. E simplu. E exact. E vorba și de, până la urmă, de principiu comercial. Aceeași bere, o cumperi sau o vinzi, nu? Că vorbim de vânzare, o vinzi cu un preț în Franța, cu un alt preț în România, da. Aceeași bere. La fel și la bănci. E tot un produs. E tot un produs. Până la urmă, dacă piața cere, nu e nimic nici masonic, nici artificial. E vorba de cerere și ofertă. Apropo de, mai în glumă, mai în serios, artificiul pe care am vorbit mai devreme, iei bani de la o bancă cu un împrumut și îi depui în altă bancă. Ai menționat faptul că dobânda la depozite e mai mare decât dobânda la credite, da. Dar nu în interiorul aceleiași bănci. Nu, într-o singură bancă, dacă luăm o bancă a entitate, întotdeauna
Întotdeauna va fi diferență între dobânda la depozit și dobânda la credit. În sensul că dobânda la credit e mai mare sau mai exact, în sensul care dobânda la credit este mai mare decât dobânda la depozit. Că cele... de acolo iese profitul. N-ar putea exact, să și de acolo iese profitul. Și de acolo iese profitul, da, pentru că băncile au profit nu doar din dobândă, ci și din alte instrumente bancare. Din depozitele pe care ei le folosesc în... Exact. Din depozite, din comisioane adiacente, serviciilor adiacente. În din... ce investesc băncile, depozitele în general? Sau? În general au o politică destul de... Depun la altă bancă. Clar, da, nu împrumut alte bănci, nu creând de rechire. Nu se duc în zone unsafe, dacă vrem așa. E o politică clară de investiție pe piața de capital, dar nu merg în zone riscante. Bitcoin, nu cred că bag în Bitcoin. Sau... Nu cred că fac asta băncile din România. Probabil că în America sunt bănci și fonduri de investiții care merg în zona aceasta riscantă, unde și profitul este destul de mare, câștigurile, dar în România se merge pe zona investițională. Asta e treabă internă a parții de tezaur, ca să zic așa. Trezorierii băncilor au politici de investiții. Dar s-a întâmplat în istorie ca o bancă să investească prost banii, să-i piardă sume imense? Da, bineînțeles, dar vestitele falimente din 2008, nu? Vestitele falimente din 2008 au plecat de la investițiile prost făcute de băncile din America. Și restul a fost un bumerang peste Europa, peste România, pentru că na, România este doar o țară care este influențată. Noi nu influențăm pe nimeni în ceea ce facem. Da. Și atunci, da. De... Deci băncile dau și rateuri. Un fel de Balotești în raport cu Bucureștiul. Și urmează... Când pică piața în centrul Bucureștiului, ușor, ușor se extinde și Balotești. Da. Și când revine... Bubuie Balotești. Revine tot invers. Adică Baloteștiul își revine ultimul. Ce vreau să înțelegem este că băncile nu sunt așa o chestie urâtă. Sunt o chestie utilă, mai degrabă. Sunt o chestie utilă, ne facem treaba, ne luăm împrumutul, ne luăm cu ajutorul împrumutului locuința. Sigur, trebuie să rambursăm suta de mii de care zici tu de fiecare dată. Plus dobânda. Dacă știm să o facem deștept... Ajungem și acolo. Și ajungem și acolo. Să ajungem, că abia am făcut credit acum două luni. Hai să ajungem și acolo. Da. Până la urmă, e un business și pentru bănci și devine un business și pentru noi în momentul în care împrumutăm. Da. Acela poate fi un business mai puțin profitabil sau mai profitabil. În funcție de cum îl folosești. Exact. Am observat că față de acum un an jumate, când dobânzile erau 7-8%, avem dobânzi de 5,9-6%. Au scăzut dobânzile în ultimul an jumate? Da, băncile se concurează. Acum un an, nu un an, în vara 2023, una dintre băncile mari din România a venit cu o campanie și a lansat un trend. A venit cu o campanie prin care dobânda era de 5,9, dacă mi-aduc bine aminte, în timp ce celelalte bănci aveau dobânzi 7-8%. A fost o explozie de interes a populației către acea bancă pe zona de refinanțare. În momentul în care băncile au văzut că pierd din portofoliu clienți, au reacționat și au venit cu oferte similare și în felul acesta piața bancară a fost forțată de competiție, de cerere și ofertă, de ce vă ziceam mai devreme, să reducă dobânzile. Suntem într-o situație favorabilă de împrumut, de scăderea dobânzilor, datorită pieței concurențiale bancare, datorită mutării portofoliilor de clienți de la o bancă la alta și, până la urmă, datorită reacției pozitive a băncilor la astfel de mișcări. E o informație publică, această promoție pe care a scos-o această categoric bancă, deci putem să-i spunem numele? Da, este vorba de Banca Transilvania. Bravo, Banca Transilvania, trăiască familia ta că ai scăzut dobânzile bancare față de acum un an jumate. Mulțumiți! Fost prima care a lansat un produs promoțional. Au invidioși că au pierdut, hai să scădem și noi dobânda, acum a scăzut Transilvania. Bă, dar Transilvania de ce a scos dobânda? N-a chemat pe tata lui Transilvania la mașină, domnul Transilvania a scăzut dobânda și noi ce facem acum? E independent, are 18 ani. Da. Până la urmă e normal ca principala bancă din sistemul românesc bancar să dea un trend în piață. E un lucru firesc. Ne bucurăm că o face și ne bucurăm că să tot reacționează celelalte bănci. Pentru că asta nu face decât să încurajeze achizițiile, nu face decât să încurajeze în continuare consumul,
Iar consumul este motorul economiei până la urmă. E, și nu cumva celelalte bănci, că bănuiesc s-au ofticat când a dat Transilvania 5,9 și ele aveau 7. Ei, știi cum e sistemul bancar, așa ca o balenă care se mișcă așa greu, greu, greu. Au reacționat, dar tare greu au reacționat. Pentru dar că s-au supărat, probabil. Șerban. Nu le-a picat bine. Când îți vin clienții la ghișeu și spun că îți pleacă din portofoliu. Că mă duc la Transilvania. Ei, mă duc la Transilvania. Tu ce ai face? Nu te-ai supăra? N-au putut să se răzbune, pentru că dacă Transilvania a venit lumea la ei să le dea credite, aveau nevoie de lichidități, trebuia să împrumute la alte bănci. Băncile respective n-au ținut de dobândă, de RCC? E vina ta, Transilvania, că nu mai ai bani să dai? Că băi, au ținut de RCC pentru că RCC-ul n-a scăzut. După cum vedem în piață, RCC-ul și-a păstrat, s-a dus pe trend crescător până la 6, și au rămas în zona aceasta, în zona de 6%. N-a scăzut RCC-ul. Deci cumva indicatorul de împrumut a rămas acolo și este în continuare acolo. Beneficiem doar de niște campanii promoționale pe o piață, pe o piață liberă bancară. Și asta este dovada unei pieți mature a băncilor în care se reacționează pe baza cererii și a ofertei. Nici mai contează acum, în momentul de față, RCC, când tu ai o dobândă fixă pe următorii 5 ani și securizezi dobânda pe 5 ani, în următorii 5 ani nu ar trebui să te mai intereseze evoluția RCC. Exact. Sigur, peste 5 ani vedem ce se întâmplă atunci. Ne ducem din nou la bancă și îi spunem, știi, dă-mi o ofertă competitivă, că altfel mă mut, căci mutarea nu e grea. Ok. Hai să rămânem aici, dacă tot că era mai târziu capitolul ăsta, dar rămânem aici că ai spus tu de refinanțare, că da. Celelalte bănci au pierdut clienții în favoarea Transilvaniei și au trebuit să coboare și ei dobânda ca să țină pasul, ca exact. Să nu-și pierd toți clienții. Ce înseamnă refinanțare? Mutarea creditului de la o bancă la alta împreună cu ipoteca, ipoteca fiind imobilul achiziționat prin credit ipotecar. Mă costă ceva pe mine pilie dacă vreau să mă mut de la o bancă la alta? Te costă, pentru că trebuie să trecem din nou prin procesul de analiză al creditului la noua bancă unde vrem să... Deci, practic, eu iau un credit de la zero. Adică banca B îmi dă bani să plătesc creditul la banca A, să rambursez total creditul și devin dator la ei. Da. Ai costuri pentru că trebuie să ți se evalueze imobilul din nou, trebuie să ți se evalueze statutul, situația ta financiară și se cheamă analiza ta. Bănuiesc că ai și un contract notarial? Transferul de garanție de la o bancă la alta se face de către un notar și notarul costă. Evident, iar aceste costuri depășesc 2000 de lei. Dar ce crezi că au făcut băncile? Au reacționat. Da, fac ele cinste. Zis, cu... Facem noi cinste, numai să punem mâna pe clienți. Cu refinanțare. Exact. Deci teoretic costă, practic poate să nu te coste nimic teoretic, cu refinanțare. Costă, practic, poate să nu te coste nimic. Sau costul să fie atât de mic încât să merite, nu efortul. Pentru că dacă apelezi la un broker de credite... Nu e efort. Nu e efort. Asta înseamnă consultanță, brokerul îți ia situația și ți-o duce în partea cealaltă. Și spune domnul client, ne vedem la semnare. Tu ești finală. În avantaj ca și client și pe tine te plătește banca unde și-a mutat creditul fără ca el să suferă. Clientul nu plătește nimic brokerului, deci toată lumea câștigă. Exact, toată lumea câștigă. Singurul pierzător în ecuație, în ghilimele, este banca de unde, îi pleacă, de unde pleacă clientul. Da. Și în felul ăsta au reacționat băncile. Au început să reacționeze. În ce mod? Văzând că le pleacă clienții din portofoliu și le pleacă și ușor, și-au dat seama că e bine să-i păstreze. Asta e informația de aur pe care vreau să o dăm la final. Asta este informația de aur. Bine, o dăm la final. Ținem aproape tot podcastul, nu? Dar avem o informație de aur. Mutarea creditului de la o bancă la alta nu este un proces greu, este un proces simplu, iar la finalul procesului clientul ar trebui să câștige minim 15% diminuare de rată, minim 20% diminuare de perioadă. Pentru că există două variante. Eu asta sfătuiesc clienții, fie să prin refinanțare, fie să-și diminueze valoarea ratei lunare, nu? Că e logic, te muți de la o dobândă de 15% 5%. Din 3.000 de lei înseamnă 450 de lei. Exact. În loc să ai 3.000 de lei la banca, ai rata... 2.550, dacă 2550, păstrăm așa un exemplu corect, câștigi 450 de lei. Dar ai două opțiuni. În fie mare. Asta? Fie asta îți micșorezi rata, fie... Păstrezi rata, dacă tot ai obișnuit cu 3.000 de lei, o păstrezi și scazi perioada. Și scazi perioada undeva, am calculat, pe la 7 ani, 10 ani de zile, diminuare de perioadă, doar prin mutare
De ce mai avantajos să schimbi perioada, să modifici perioada? Să matematic, perioada. Da. Matematic este mai avantajos să-ți micșorezi perioada pentru că ți se va aplica o dobândă pe perioada mai mică. Pe perioada mai mică. Exact. Și atunci dobânda totală plătită la final e mai mică. Mult mai mică. Mult mai mică. Cu 7 ani mai mică. Cu 7 ani mai mică, da. Și da, încurajăm oamenii să facă mutarea asta sau cel puțin să se intereseze cum pot să facă această mutare pentru că e în avantajul financiar al lor. Mi se pare fabulos că sunt, cred că și acum, o grămadă de oameni care se uită au credit și acum află că ei pot să scadă practic 15% din sumă și au aflat acum că... Sunându-l pe la orice. Da, doar cu un telefon. Statistic vorbind, din totalul creditelor ipotecare din România s-au refinanțat doar 25%. Mamă, ce ați păzit fraților restul de 75%? Da, deci e o piață în continuare deschisă în zona de refinanțare a creditelor ipotecare. Următoarea întrebare era dacă poți refinanța la aceeași bancă și cum se face asta, dar cred că ăsta e răspunsul la întrebarea de aur, la informația de aur. Pot să răspund pentru că nu poți refinanța la aceeași bancă, tehnic nu se cheamă refinanțare. Okay. Chiar astăzi m-a sunat o clientă din Iași, Delia, și mi-a spus, știi, Laurențiu, am făcut exact cum m-ai învățat. M-am dus la bancă și am spus că vreau să mi se diminueze dobânda, să mi se diminueze rata și mi-au spus, da, trebuie să refinanțăm creditul intern. Nu există așa ceva. Nu există refinanțare internă. Cu alte cuvinte, i-au spus, trebuie să te analizăm din nou, să-ți evaluăm din nou locuința, să. Păi, nu există așa ceva. Și acesta este, cred că, un alt subiect vis-a-vis de răspunsurile primite de către clienți, pentru că sunt o grămadă de povești. Răspunsuri primite de clienți din partea băncilor în momentul în care merg la ghișeu să se intereseze ce ar putea să facă mai bine cu privire la diminuarea ratei și a diminuarea dobânzii. Răspunsuri care n-ar trebui să existe. Răspunsuri care ar trebui să fie unele simple, clare, pentru că ele sunt și reglementate de normele BNR și de normele bancare. Da, se poate diminua costul cu un credit, dar nu prin refinanțare exact. Internă. Nu există noțiunea de refinanțare internă. Ok, bun. Am stabilit ce este RCC-ul și acum sper că a înțeles toată lumea ce e la RCC, da? Ce e la robor? Fostul RCC. Decât atât. Adică același lucru, același principii. De ce i-am schimbat, frate, numele? Se pare mai interesant. Chiar e un subiect... Că nu e că m-a pus să mă mut de la robor la RCC pe declarație? Cum e același? E tot un indicator de referință. Argumentele din spatele schimbării denumirii le știu și le au cu siguranță cei din Banca Națională, cei care au implementat această modificare. Raționamentul, nu știu să le explic. Poate s-au speriat foarte mulți atunci de... Era perioada s-au speriat, da. Și cine s-a mutat de la robor la RC a avut pentru o perioadă o rată mai mică, o dobândă mai mică. Asta, eu asta intuiesc că a fost o acțiune a BNR de... în sensul de a ajuta populația, în sensul de a schimba indicatorul și a poziționa în piață un indicator de raportare cu o valoare mai mică decât roborul, pentru că indicatorul robor era cumva reglementat, era schimbul de bani între bănci. Păi asta e, cumva roborul era la liber între bănci și RCC-ul era și impus de BNR? Dar să știi că și roborul în continuare există ca și indicator de referință, nu se mai folosește pentru creditele ipotecare pentru persoane fizice, dar okay. El există în continuare ca indicator de referință și se folosește la creditele, de exemplu, la creditele pentru persoane juridice. Este des folosit. As we speak, e mai mare ca RCC-ul roborul, dobânda? Da, dar e foarte mică diferența. S-au apropiat, da, e foarte, foarte mică diferența, e insesizabilă. Prin urmă, trendul a mers cumva în paralel. Dacă RCC-ul a avut o creștere, a avut o creștere pentru că a avut roborul o creștere. Și invers, în momentul în care a scăzut roborul, RCC-ul a scăzut. Pentru că ambii sunt indicatori de referință a împrumuturilor din piața liberă de împrumut și au legătură cu cererea și oferta de lichiditate, de bani. Bun. Pe simplu înainte, ca să zic așa. Avem două dobânzi, dobândă fixă și dobândă variabilă. Care e diferența dintre ele? Păi după aia fixă o ținem fixă, o legăm bine 3 ani sau 5 ani. Avem două opțiuni în piață. Sunt bănci care au pe 3 ani fixă, dobândă pe 5 ani fixă. Dobânda fixă înseamnă la pachet și o rată fixă. Nu se schimbă, indiferent ce se întâmplă, timp de 3
sau 5 ani. Majoritatea clienților nu întreabă și care e mai avantajoasă. Deci în momentul ăsta dobânda variabilă e mai mare decât dobânda fixă pe care oferă anumite bănci. Da, în momentul de față dobânda variabilă este de la 2,1 în sus plus IRCC. Dar oare băncile știu ce fac sau nu știu ce fac? Adică ele preconizează o scădere a dobânzii astfel încât ei și-au permis să micșoreze dobânda fixă de dinainte? Știi care e de fapt întrebarea? Întrebarea e alta. Nu dacă știu ce fac sau nu. Vrem să supraviețuim sau nu? Vrem să vindem ceva sau nu? Despre asta e vorba. Adică pot să rămână spectatori, rămânând doar pe dobânzi variabile. Și din păcate sau paradoxal există încă bănci care nu au dobândă fixă, au doar dobândă variabilă și vând cu dobândă variabilă. Că nu-și permit dobândă fixă. Că nu-și permit dobândă fixă, exact. Și evident, într-o piață în care informația circulă, asta facem și noi și dăm informație publică, cine s-ar duce să cumpere astăzi un credit de la o bancă care are în portofoliu produse doar cu dobândă variabilă? Decât ca și excepție, sigur, sunt excepții de în care te duci acolo. Dar mă duc la bancă să iau un credit, da? Da. Sau la broker. Da. Hai să aflăm de ce trebuie să mergem la broker. Eu pot să negociez direct cu banca dobânda? Cât aveți dobânda? Păi dobânda noastră fixă e 5.9, dobânda variabilă e 7.5. Da, și asta e oferta standard. Da, dar nu, eu vreau să negociez dobânda cu tine, bancă. Dacă nu, mă duc la aia altă bancă. Păi, acum, știi cum e? Ca în orice, tu te duci și dacă știi și poți să negociezi, poți să o faci. Tu dar poți negociezi? Să există posibilitatea asta? Da, există posibilitatea asta. Băncile sunt dispuse la discuția, la astfel de discuție pe clauze comerciale. Cine decide? Angajatul bancar ăla care stă în fața mea și îmi dă creditul și completează? Nu angajatul bancar. Angajatul bancar poate să decidă dacă trimite mai departe solicitarea ta sau nu. Asta e singurul lucru ce poate decide un angajat bancar. Contează suma? Contează, bănuiesc. Contează suma și contează cel mai mult, contează profilul tău ca și client. Dacă tu ești un client de top, atunci pui pe masă ouăle. Și ouăle tale contează. Da. Și contează bine pentru o bancă. Dacă ești tânăr de 22 de ani cu 3.000 și un pic salariu, nu ești atât de important pentru o bancă, prin dacă urmare vei obține. Adică, nu dacă te pierde, nu. Pentru bancă ești la fel de interesat să te păstreze, să te aibă în portofoliu, dar nu să negocieze cu tine. Una e dacă vin eu și alta e dacă vine Țiriac și... Exact. Cam așa e la persoanifice, dar da. Băncile negociază. Diferența între angajatul unei bănci care trimite sau nu mai departe solicitarea de negociere și un broker este de satisfacția clientului, în primul rând. Eu consider că un broker are un interes mult mai mare să obțină pentru clientul lui condiții mult mai bune sau cele mai bune condiții, dacă vrei așa, posibile din piață. Asta este unul dintre dezideratele mele, de exemplu. Ok. Tu ești special și am remarcat asta, în sensul în care ai urmărești interesul clientului, nu banul tău, dar sunt foarte rari oamenii ca tine și ca noi, îndrăznesc să spun asta. Mie îmi vine greu să cred că un broker altul decât tine, da? Care e plătit de bancă cu un procent în credit, negociază în numele clientului, care client nu-l plătește pe el broker, să-i obțină o dobândă mai bună de la bancă. Tu zici că n-ar face brokerul, de ce? Păi de ce aș negocia eu pentru unul care nu mă plătește să iau o dobândă mai bună de la aia care mă plătesc pentru el? De ce ai face-o? Pentru că, în primul rând, tu în povestea asta reprezinți interesul clientului. E ca în imobiliare. Da, eu știu, dar eu vorbesc ca normal. În mod normal, de ce ai face-o? Ca să obții la final un client mulțumit, un client care îți recomandă alți clienți. Da, și banca se supără pe mine că am negociat pentru el? Nu, banca nu se supără pe tine. Banca se bucură pentru că îi aduce în portofoliu un client foarte bun. Banca, dacă nu vrea să negocieze sau nu-i place clientul de la duș, tu nu negociază, nu-ți oferă. Dar nu se supără pe tine, Laurențiu? Dar nu se supără pe mine. De ce să se supere pe mine? Până la urmă, e vorba de, din nou, revin la condițiile de piață liberă, de cerere și ofertă. Eu vin și spun un client în față și îl întreb pe tine, bancă, nu contează numele, îți spun, vrei clientul acesta? Și dacă îl vrei, uite, clientul acceptă în condițiile astea. De ce? Pentru că mai are o ofertă obținută tot de la brokerul tău. Tot de mine. De la o altă bancă, pentru că brokerul lucrează cu toate băncile. Da.
Atunci brokerul are posibilitatea să obțină pentru un client mai multe oferte. Da. Întrebare, brokerul e plătit, comisionul lui e raportat în funcție de ce obține ca dobândă? Adică dacă obține o dobândă mai mare, primește mai mult sau dacă nu? Nu. Asta am vrut și eu să aflu. Nu. Comisioanele sunt strict clare, reglementate împrumutată. Și strict pe sumă împrumutată. Nu pe ce dobândă îi dai. Nu pe ce dobândă îi dau. Deci eu răspunsul nu am nimic de pierdut dacă fac o negociere pentru un client care merită să fie negociat și pus pe masa negocierii pentru o bancă. Ipotetic vorbind, clientul ia acea 100.000 de care tot vorbesc eu, da? Cu o dobândă de 6%. Da. Ție, ipotetic, habar n-am ce comision vă dă banca. Tu ai o înțelegere cu banca, comision 1%, adică dacă clientul aia 100.000 de euro credit de la bancă, tu iei 1.000 de euro, că comisionul ți-l dă banca. Chiar dacă clientul se împrumută pe 6%, chiar dacă clientul se împrumută pe 4% în urma negocierii tale. Exact. Perfect. Deci apelați la un broker, are tot interesul să-ți negocieze, e foarte bun asta, bravo. Dacă brokerul, evident, știe deci ce face. Deci nu ești plătit în dobândă, foarte bun, bine ai punctat priză, bravo. Da, nu, chiar eram curios că... Eu informație și contează, conta foarte mult dacă... De asta încurajez oamenii să apeleze la specialiști. Eu consider brokerii autorizați din domeniul brokerajului bancar specialiști. Da. Pentru ca să ajungi în punctul acesta, să poți jongla cu toate ofertele din piață, trebuie să ai niște abilități și trebuie să fii specialist. Contractul de credit e cam așa, am văzut și mai mici, și mai mari, și mai... Sunt. Nu cred că sunt 95%, 5% din cei care accesează creditele, care citesc tot contractul ăla de credit. Câți oameni îl citesc? Din păcate nu îl citesc, pentru că e gros, e mare, ai arătat bine. Da. Nu îl citesc, din păcate, însă, până la urmă, nici nu trebuie, nu trebuie citit. Trebuie citite, în primul rând, acele informații pe care le poți discuta cu banca. Și clauzele bune. Și aici fac clauzele, dacă vrei, negociabile. Negociabile, nu alea fixe. Nu alea fixe, pentru că sunt anumite aspecte contractuale din punct de vedere legal care nu se pot discuta, nu se pot negocia și nici nu e normal să se întâmple negocieri pe aspecte legate de cadru legal. Da, dar în cazul ăsta trebuie să citești tot contractul, că eu nu cred că e capitol pe contract de credit clauze negociabile. În primul rând trebuie citite informațiile comerciale, informațiile financiare. Care este suma pe care o împrumuți? Care este perioada? Cu ce dobândă? Cum evoluează dobânda? Ce comisioane ai în contract? Penalizări în caz. Penalizări. Toate aspectele comerciale care sunt și importante și pot fi și discutate, că doar ce am vorbit mai devreme vis-a-vis de negocieri. Da. Acestea sunt aspectele care se pot negocia și acestea trebuie citite atât la semnarea unei oferte, cât și la implementarea acelei oferte în contractul de credit. Pentru că există acest interval de când semnezi o ofertă cu banca și până ți se implementează această ofertă, lucrurile trebuie să fie identice. Da. Și aici trebuie să aibă clienții grijă să li se implementeze exact ce s-a stabilit sau ce li s-a spus la început de către consultantul bancar, de către broker sau orice altă persoană Atâta timp cât te duci și vezi un două camere la 52.000 și vrei să-l scoți la 50 și negociezi cu proprietarul, cu contractul de credit pe care l-ai luat la citit, ți-ai notat clauzele, uite aici vreau să mai umblă un pic, te duci și negociezi cu banca condițiile creditului. Exact. Ca și cum ai negociat. Sunt mulți care sunt timorați de bănci. Văd banca ca un monstru bogat în care intră el în instituția aia și văd ghișeele alea strălucitoare și femeia de servicii dă continuu cu mopul și se intimidează și se simt inferior băncii. Dar n-ar trebui să fie. Noi clienții suntem superior băncii pentru că clienții dau bani băncii. Nu, n-ar trebui să fie așa lucrurile. Banca ar trebui să fie un loc limitat bunului simț, evident. Dar cu tupeu. Evident, până la urmă, în final e un trade comercial între două părți, că tu plătești banii ăia în final. Da. Nu e ca și cum ai cere gratuități. Că nu ceri gratuități, ceri o discuție pe baza unor condiții comerciale. Asta trebuie să facă și în cazul achiziției de imobil și în cazul refinanțării sau ce discutăm. Concluzia. Trebuie să citim toate clauzele importante financiare dintr-un contract de credit, dar nu știm care sunt alea. Drept urmare, trebuie să citim tot contractul de credit ca să le găsim bani. Ele sunt simple și sunt pentru mine sunt clare. Pentru tine sunt foarte clare și simple. Într-un contract de credit ipotecar, ele sunt definite ca FACE, ca informații standard la nivel european. Ele așa sunt definite. În momentul în care vi se pune setul de documente de care, așa le arăta, nu?
vi se pune în față. Șogunul. Da, în acel set de documente trebuie să identificați informațiile standard la nivel european. Pentru că este reglementat ca și informație, toate băncile au același format. Veți regăsi aceleași informații în același format la toate băncile. Și atunci e simplu de parcurs un bine, astfel de document. Nu vrei să citești contractul de credit. Citește condițiile puse. Sau apelează la un broker de credit care nu te costă nimic și roagă-l. Băi, Laurențiu, eu nu stau citesc astea, cât de aia lucrez cu tine. Scoate-mi în față ce pot negocia, îți zic ce vreau să-mi obții și asta îmi obții, nu? Da. Că restul citesc degeaba. Pe banii lui, practic. Șerbani, eu știu exact unde se poate negocia, ce se poate negocia și inclusiv asta discut cu clientul în momentul în care ajung la discuția despre ce se poate negocia și până la urmă putem să-i dăm publică informația, e ce se poate negocia în cadrul unui contract de credit. Se poate negocia dobânda în primii 3 ani sau 5 ani, fixă, sau se poate negocia marja de după cei 3-5 ani. Tu ce ai face? Ce nu ai să nu dai public. A, am de ales, nu poți să negociezi pe amândouă? De obicei nu. Banca vine și spune, bine, Șerban, tu ești un client de 100.000 de euro, ești un client cu cele două ouă pe masă. Da, hai să negociem, dar alegeți ce vrei să... Negociezi partea fixă, că după ce expiră partea fixă, refinanțezi și negociezi iar cu altă bancă. Da. Aici am avut clienți care au zis, nu, eu vreau să negociez, nu primii 3 ani, ci următorii 27. Pentru că variabilul ți se aplică după cei 3 ani de dobândă fixă, ți se aplică variabilul. Ce înseamnă că negociezi? Negociezi acea marjă de 2,1 să fie 2. Știi? Și care se aplică 27 de ani. Da, da, dacă te refinanțezi și o ții dobânzi fixe până termin creditul. Ai limită la refinanțări? Nu există o limită la refinanțări. Refinanțarea unui credit se poate face de a doua zi de când ai obținut acel credit. Bine, teoretic. Practic nu se întâmplă lucrurile astea. Pentru că... Una din informațiile de aur. Credit pe 30 de ani. 5 ani rată dobândă fixă sau terminat 5 ani, refinanțezi. 5 ani dobândă fixă sau terminat cei 5 ani, refinanțezi. 5 ani, refinanțezi. Putem să facem o melodie. Bravo, Laurențiu. Facem și o melodie. Da. Știi, back voice, back... Nu e, trebuie să fii front. Repetăm? Da. Da, Șerban, deci chiar așa ar trebui să funcționeze lucrurile, pentru că vin clienții și spun, da, eu ce fac după 5 ani, dacă crește ceva, haide să le luăm pe rând probleme, să le rezolvăm pe rând. Hai să o rezolvăm pe aia peste 5 ani, atunci. Atunci, corect. Acum rezolvăm ce avem de rezolvat. Bă, ce bun e un broker de credit care știe meserie. Da, da. Gradul de îndatorare. Cum se calculează gradul de îndatorare? 40% sau cât cer băncile? Raportat la ce dobândă, de fapt? Gradul de îndatorare și aici e o chestie simplă, normată de Banca Națională și aplicabilă toate băncile. Nu e nimic complicat. Gradul de îndatorare este până la 40%. Atenție, nu e 40%. Până la. E până la 40% și asta în funcție de o client, de profilul clientului. Am vrut să zic ouă, dar m-am obținut. Ok. Bun. E în funcție de profil. Dar poate să fie 35, 37, 38, 40%. Astea sunt chestii setate în sistemul fiecărei bănci, nu-l controlăm. Noi când calculăm, calculăm pe 40% și de cele mai multe ori acela este. Da, dar 40% raportat la dobânda fixă de 5,9 pe care o am acum, nu cât am zis că e 5? Hai să luăm sau la dobânda variabilă de 8-7 cât e? 40% se raportează la dobânda variabilă. Care va fi peste 5 ani. Care va fi peste 3 sau 5 ani, exact. Și aici cumva există această limitare de încadrare pe sume mari. Dar vreau să mă întorc un pic la gradul de îndatorare să explic. Pentru că există 40% standard, există 45% standard pentru achiziția, pentru prima achiziție și primul credit ipotecar. Deci dacă ești la prima achiziție și la primul credit ipotecar, te încadrezi și la 15% avans, te încadrezi și la 45% grad de îndatorare. Ok. Există și noțiunea de excepție de la gradul de îndatorare. Anumiți clienți, tot ăia, nu zic cu ce, cu ouă mari, cu ouă mari pot să beneficieze de o excepție de la gradul de îndatorare de până la 50-55% din partea băncilor și din nou este o chestie reglementată de Banca Națională. Sigur, trebuie să îndeplinească anumite condiții legate de venit, de profil și așa mai departe. Un broker sau un consultant
profesionist le știe. Cum ar veni lui Țiriac, poți să-i dau gradul îndatorare 60%. Acum, dacă, ai... dacă omul are venituri lunare exact. De 1 milion, se descurcă și cu 300.000. Domnul Țiriac împrumută el banca în funcție de criteriile lui. Țiriac stabilește RCC-ul. Sunt criterii clare, minime impuse de Banca Națională. Unul dintre criterii sunt criterii clare impuse de Banca Națională. Unul dintre criterii este vis-a-vis de venitul minim ce îl ai și el este setat la venitul mediu pe economie. Adică nu poți să iei o excepție de la gradul de îndatorare dacă ai sub venitul mediu pe economie. Venitul mediu pe economie acum e în jur de 4.000 de lei. Ok. 3.900 și ceva, 4.000, pe acolo. Deci dacă ai sub 4.000, nu te încadrezi pentru o excepție de la gradul de îndatorare. Și mă rog, sunt și alte reguli, dar asta legat de gradul de îndatorare, 40% standard, 45% standard la prima achiziție și primul credit, excepție de până la 55%, și da, se raportează la dobânda variabilă, nu la dobânda fixă. Și asta înseamnă că îți diminuează cumva un pic gradul de, nu, suma pe care o poți obține. Asta este, de fapt, singura condiție restrictivă, că tot vorbim în tot felul de medii, de băncile au restricționat accesul la creditarea populației. Nu, băncile au o regulă cu privire la gradul de îndatorare. Este singura regulă efectiv clară și restrictivă. Nu există alte reguli impuse din partea băncilor pentru populație prin care nu pot accesa un credit. Ok. Față de regulile standard de acum un an, de acum 2 ani, de acum 3 ani, de acum 5 ani. Mi-a venit o idee. Hai să calculăm care e salariul minim acum, cât e? În jur de 3.000? Salariul minim e 2.000 de lei. 2.079 de lei net. A, 2.079 net, okay, net și taxele pe salariu minim sunt 1.200, în fine. Deci 2.000 da. E salariu minim. Dacă eu cu salariu minim vreau să mă duc să fac un credit, care e gradul de îndatorare? Cât pot să mă arunc? Nu m-aș duce să calculez un grad de îndatorare de 40%. Clar, nu cred că... Dar n-ai fi nici departe. Adică ar fi undeva la 35%. Ar trebui să iei în calcul o rată de, cred că 800 de lei. 800 de lei. Da. Cam asta ar fi rata pe care ar trebui să ți-o permiți și să ți-o ofere banca pentru un credit. Numai că rata de 800 de lei, când o calculează banca, ți-o calculează la dobânda variabilă. Sigur că nu ți-o implementează în dobândă variabilă, dar ți-o calculează la dobândă variabilă. Asta înseamnă că tu teoretic ai avea o rată de 800, dar practic vei avea o rată de 500 și ceva, pentru că dobânda e mai mică. Da. Și la o rată de 500-600 de lei, suma împrumutată nu e una. Asta mă gândeam, când, mare. Ce poți să-ți iei? Vrei să fac o glumă? Cor la Dedeman, nu știu. Nu ai ce să-ți iei. Nimic. Probabil o garsonieră de 25.000, care pică foarte rar, n-am mai văzut una de vreun an. Da. Două garsoniere de 25.000, da, ești la limita și acolo. 20 de metri, la etaj 10 din 10, într-un bloc din 68. Și ești la limită și ești acolo, la limită, nu știi să te încadrezi la un 20.000 credit și restul să iei avans, da. Nu iei avans cu 2.000, nu știu când îi strângi. Nu. E greu să-i strângi 5.000 de euro. E greu să-i strângi și de aici noi trebuie să venim cu soluții. Pentru că asta este ceea ce trebuie să facă un consultant adevărat, să-i dea clientului soluții. De probleme e sătul. Și de nu-uri, ca să spun așa. Și una dintre soluțiile ce le recomandăm este să vină cu un coplătitor. De cele mai multe ori le este la îndemână un coplătitor părinte. Și sunt bănci care nu țin cont de vârstă. Și dacă părinții sunt, asta vreau să zic, da. Pensionari și au... Și chiar dacă sunt părinții pensionari și au 60 și ceva de ani, că sunt la pensie, există o bancă în România, nu multe, care nu ține cont de vârsta coplătitorului. E secret? Nu vreau să vorbim despre cu nume și prenume. Okay. Nu e secret, o e o informație internet, la liber, pe internet. Da. Un specialist știe să vă îndrume fără dar nicio problemă. Dar gândiți-vă că la 2000 de lei să plătești, să zicem, 700 de lei rată, tu rămâi cu 1300 de lei în care să faci... trebuie să trăiești. Asta e condiția. Cum trăiești cu salariu minim? Asta e altă discuție, trebuie să chemăm altă care e partea bună? Uite că se iau tichetele de masă și dacă ai... ai salariu minim, dar dacă ai și bunuri de masă, se iau și acelea în calcul și de la 2000 te duci la un 2600-2700 de lei, dar oricum tot ești în zona restrictivă, da, și la limită. Și... Câteva... Facem calcule direct, frate. Dobânda variabilă 8%, nu? 7? Da, nu e 8, e 8,5 dobânda variabilă. 8, hai zicem că e 8% dobândă fixă. Am zis că luăm variabilă, am zis că luăm 20.000 credit, cu 5.000 avem noi ca să luăm garsoniera aia, mama ei, dar 20.000, 8% din 20.000 în primul an.
ai dobânda de 2,8, 1600, da? 1600 de euro. Da. E dobânda în primul an? Tu ce vrei să faci? Că eu deschid acum site-ul. Să văd câtă dobândă trebuie să plătească omul în primul an de credit. Pe 30 de ani credit, 8% pe an, că calculăm gradul de îndatorare. 1600. Da, e, tu vrei să calculezi câtă dobândă plătește plătește lunar. A, lunar. Lunar. Ok, ok. Deci 8% din 20.000 păi 8% e pe an. E 1600? Deci 8% e pe an. 8% din 20.000 e 1600? Da. Bun, 1600 pe an împărțit la 12 luni cât are un an. Cât corect. Vine? Păi, 100, da. 130, pe acolo? Pe acolo. 130, da. Adică rotunjit în ron, 650 doar dobânda pe care tu o dai în fiecare lună dacă e 20.000 de euro, doar dobânda, pe lângă partea din principal pe care plătești înapoi la credit. Corect. Adică tu poți să dai maxim 150 de lei principal ca să te încadrezi în 800 de lei, la minim pe economie. Ți-am deschis aici site-ul dacă ți-e mai la îndemână și să calculezi. Și cred că e mult 150. Și e mult 150, pentru că dacă tu ai dobânda 650, principalul va fi undeva la 60-70 de lei. Da, în prima parte a creditului, categoric. 70-60. Categoric, cu 80% e... Dar îți permis să achiziți anticipat și hai să intrăm în plata anticipată parțială a creditelor, că de-aia am insistat să ne vedem. Corect. E un subiect care arde. Putem să o facem după pauză? Da, da. Hai să luăm o pauză. A revenit după o scurtă pauză insesizabilă. Da. Story time. Am o întâmplare reală de la un cunoscut în care am încredere. Se construia un bloc în, nu pot să zic exact, în centru Bucureștiului, o zonă bună. A venit inspectorul de la Inspectoratul de Stat în Construcții, că așa se vine la fiecare construcție să verifice că e totul în regulă, să se uite. A venit omul, erau la faza determinantă, se turna placa la etajul superior. A venit, s-a uitat acolo, a verificat fierul, totul era ok, a plecat, s-a dus să ia masa cumva la un restaurant care era la înălțime și era în apropierea locului. Omul fiind la masă, a observat pe geam în timp ce mânca, cum oamenii de acolo luau fierul, deci puseseră fierul doar ca să vină el să constate, să vadă că și ei începuseră să care fierul din construcție. Și el, în timp ce mâncai, vedea pe aia cum iau fierul și încep să-l scoată de acolo și să-l care. Și mi-a povestit că i-a închis, clar, s-a dus după aia, s-a întors după ei și că nu venea să cred că încă se practică astfel de lucruri, că am înțeles când și întrebam, băi, de ce e atât, adică ce câștigi? Mi-a zis că e tona de fier, nu știu cât costă și de cumva dacă furi la fier și la o tonă economisești nu știu cât la o casă, da, la un bloc, dacă scoți nu știu câte tone și economisești bani, dar să furi fierul din construcție, asta mi s-a părut și undeva într-un bloc care, într-o zonă bună, adică nu te gândi că, nu știu unde, pe la margine, pe la, era aproape în centrul Bucureștiului. Mi s-a părut fascinant că încă se practică lucruri de genul, să furi fierul, să-l pui doar să vină oamenii să uite și pe aia să-l iei de acolo. Wow! Da. Mamă, oameni, incredibil! Aveți grijă că... Incredibil, bă, frate! Mama mea! Se mai întâmplă lucruri. Mi-a adus aminte de tata Dumnezeu să-l ierte, care a fost inginer, proiectant, structurist, ștampila lui conta foarte mult, adică dacă Doamne ferește se întâmpla ceva, era primul tras la răspundere și a ieșit anticipat la pensia, cred că am mai povestit asta, fix din cauza asta, pentru că toți dezvoltatorii care veneau cu proiectele alea ziceau, mai taie trâmbițașurile din fier. Nu tai din fier, eu așa am învățat, așa fac, nu tai din fier, mai puneți voi fier, mai tăiați voi din profit. Și au venit numai așa, i-a refuzat pe toți până n-am mai avut de muncă, că efectiv nu vrea trâmbițașul să taie din fier și a ieșit la pensie. Da. La 60 ceva de ani, din cauza asta. Că n-a avut el să spună și să doarmă liniște, frate. Cum adică? Da. Da. Băi, ce poveste, ce nebunie, aoleo, ce rău, da. Pare că nu dai numele. Dar îți faci probleme mari, nu-i cazul. Că lumea era. Ce este rambursarea anticipată parțială? Adică să dai o bandă în avans. Ce e ea? Păi, Șerban, tot te chinui și te chinui să explici și din nou primești întrebări și oamenii tot întreabă și nu înțeleg. Încerc și eu să o explic cât se poate pe înțelesul tuturor. Rambursarea anticipată parțială este momentul când ai bani suplimentari, n-ai ce să faci cu ei și te duci cu ei la bancă și îi rambursezi. Făcând această acțiune, de fapt, tu câștigi din dobândă. Nu vei mai plăti dobândă pe bucata de credit principal rambursat. Știi, creditul e format din două părți.
mă rog, de multe ori trei. Comisioane, dobândă și principal. Banii de ai luat. Da. Banii de ai luat. Tu când rambursezi, rambursezi principalul. Rambursând principalul către bancă, banca e obligată să nu-ți mai perceapă dobândă pe acea bucată de principal. Așa trebuie să se întâmple într-o rambursare anticipată parțială. Ai două opțiuni din partea băncii. Te întreabă, bun, ne-ai dat banii înapoi, noi îți reducem soldul, adică îți reducem datoria și tu trebuie să ne spui ce vrei să-ți mai reducem. Perioada de credit sau valoarea ratei lunare. Sau ambele. Să știți că există și varianta. Da, există, sunt trei variante. Ambele nu se întâmplă tehnic, sunt greu de implementat, din câte știu, și nu se întâmplă. Adică, teoretic, se pot întâmpla ambele, dar practic nu se întâmplă în realitate. Deci ori plătești rată mai puțină lunar, dar rămâne exact perioada, ori plătești aceeași rată, dar se scade perioada. Exact. Și perioada asta care se scade ea, eu pe ea nu mai plătesc dobândă. Pe perioada pe care am redus prin rambursarea anticipată, tu nu mai plătești dobândă. Dar de unde se scade perioada asta? Tot timpul se scade perioada nu de la final, ci din momentul în care ești în grafic, în scadențar. Niciodată de la final, pentru că sunt mulți care spun că de la final, că așa au fost la bancă, că au întrebat, că așa li s-a spus, că... Oameni buni, lucrurile sunt simple. Vă uitați la un scadențar, uite cum are... Șerban, foaia aceasta așa arată și un scadențar. E un scadențar gol, imaginativ. Bun. Tot timpul când ne uităm, suntem în zona aceasta a scadențarului în luna martie 2024. Asta o rambursăm acum. Asta dispare din grafic, dispare principalul, dispare și dobânda. Evident, asta e dobânda, e câștigul nostru. Dacă am plătit 3 lei, 8 lei sunt câștigul nostru dobândă. Câștigul nostru, pierderea băncii. Și nu de la final, ci de la următoarea rată. Aprilie, mai, iunie. Tot timpul într-un scadențar ne vom raporta la perioada în care suntem acum. Plătim pe 3 luni, următoarele 3 luni dispar. Da. Și tot aici am clienți care vin și îmi spun, bun, dă-mi înapoi, dar dacă iau un credit cu dobândă fixă pe 5 ani, și am banii acum și mă duc și zic, bănci, uite, eu îți dau principalul pe următorii 5 ani. Ce se întâmplă? Mai beneficiez de dobândă fixă pe 5 ani? Că eu tocmai ce ți-am rambursat primii 5 ani din credit. Și răspunsul este. Sunt două aspecte diferite. Dobânda fixă pe 5 ani este un aspect comercial și este implementat și se întâmplă pentru următorii 5 ani. Indiferent câți ani rambursezi tu anticipat? Tu poți să rambursezi anticipat următorii 10 ani, tu vei avea 5 ani de contract cu banca, dobândă fixă. Deci eu iau credit pe 30 de ani, a doua lună plătesc anticipat principalul cu scăderea perioadei pe 10 ani, da. Dar eu, da, în momentul ăsta, am 5 ani de dobândă fixă. Exact, voi avea în continuare 5 ani de dobândă fixă, că așa am semnat cu banca contractul. Eu am semnat cu banca că banca îmi dă mie 5 ani dobândă fixă. Asta e condiție comercială. Deci clar. Cel mai bine cum ar fi să plătești? Să plătești în perioada asta de 5 ani cât ideal timp ai dobândă fixă, cât mai mult? Ideal să plătești în prima perioadă a creditului cât mai mult. Sigur. Și când să te oprești? Pentru că raportul dintre dobândă și principal e... Exact, pentru că raportul dintre dobândă și principal e mare. Tu în prima perioadă când plătești 2 lei de principal, faci saving 8 lei de dobândă. Corect. În momentul în care te duci de la mijlocul perioadei de contractuale în jos, spre finalul perioadei de credit, lucrurile se egalizează sau atunci chiar se inversează. Faci și atunci un saving, dar s-ar putea să nu mai fie la fel de avantajos. Să te duci să dai banii bănci, poate faci altceva cu banii, poate faci o investiție nouă. Ai fost un pic cam dulce când ai zis că dacă tu dai anticipat la începutul creditului 2 lei, faci economie de 8 lei în dobândă. E cam economie de 20 de lei. Adică la început de credit, în 2000 de lei... Eu zic pe fiecare lună, câte 8 lei dacă dai 2 lei. Dacă în fiecare 2 lună. Adică dai 2 lei în luna asta, o economisești 8 lei. Dacă dai 4 lei, ai dat de fapt pentru 2 luni, principalul, și ai economisit 8, 16 lei. Păi asta vreau să zic, la început de credit, dacă eu am rata 2000 de lei, în 2000 de lei am 200 de lei principalul și 1800 dobânda. Exact. Deci... Eu dacă, în raport cu ce ai zis tu, dacă dau 2 lei, economisesc
18 lei. Nu, dar e bun exemplul tău. Dacă dai 200 de lei, economisești 1800. 1800. Deci tu cu 400 de lei, dacă ei disponibili... Am economisit 3600. Exact. Cu, prima parte a cu 2000 de lei... economisesc 18.000 de lei, aprox, că scade ușor-ușor. Da, și asta este un aspect reglementat de Banca Națională. Nu e o chestie care trebuie... facultativă. Unele bănci implementează, unele... Nu e facultativă. E lege. Ce diferă, de fapt, sau ce e diferit de la o bancă la alta, este modalitatea în care o facem. Ce înseamnă asta? Unele bănci îți oferă facilitatea de a face această rambursare anticipată, parțială, de pe telefon, din aplicație. Din aplicația Home Banking. Alte bănci, pentru că nu au aplicație sau pentru că nu vor să încurajeze refinanțarea sau eu știu ce motiv. Rambursarea, nu refinanțarea. Rambursarea. Merg și pe zona de ghișeu. Și te invită la ghișeu, faci o cerere de mână într-un dosar cu șină, îl depui lună de lună dacă vrei să faci rambursarea lună de lună. Tocmai pentru, probabil, a descuraja. Și ce fac eu dacă la ghișeu, cum am primit sute de mesaje și de telefoane, trâmbițașul m-am dus cu ce ai zis tu și mi-au zis că ești un măscăriș de pe TikTok și că nu există ce zici tu acolo și că n-ai cum să plătești anticipat și că dacă scade dobânda, dacă putem să găsim o soluție, se scade de la finalul creditului, când e 8 lei dobânda, nu e 2000. Acum întâlnesc și eu aceleași aspecte de sesizate de clienții în piață, se duc la bancă și vin cu tot felul de multe ori mă și distrez ce motive inventează angajații de la ghișeu. Pentru că, efectiv, de multe ori sunt motive puerile. Ce drepturi legale are fiecare client? Evident, lucrurile sunt reglementate de ANPC. Nu cred că o bancă își dorește ca un client să ajungă să facă o sesizare. Nici măcar nu e o reclamație, că e mult spus o reclamație. Face o sesizare cu privire la refuzul de a da curs unei solicitări. Că este solicitarea unui client. Rambursarea anticipată parțială este o solicitare a unui client, normală, firească. Răspunsul trebuie să fie pe măsură, în scris, pe un grafic implementat conform solicitării clientului, adică cu reducerea de perioadă sau de valoare a ratei. Și încă o întrebare pe care dacă sunt... nu se întâmplă lucrurile astea, ceva nu e în regulă acolo. E descurajant prin metode neortodoxe, să zicem așa. Da. Iartă-mă că te-am întrebat, dar o întrebare pe care foarte mult și-o pun în momentul ăsta, pentru că m-am întrebat și pe mine, rambursarea anticipată e valabilă la orice fel de credit? Rambursarea anticipată este valabilă la orice fel de credit, în orice moment al creditului. Adică fie de nevoi personale, de ipotecar, noua casă, leasing auto? Sigur, și la leasing auto. Nu te leagă nimeni, pentru că e un contract comercial între două părți, o parte fizică cu o parte juridică, sau două părți juridice, dacă vorbim de leasing între o firmă și bancă. E un contract comercial pe care îl poți închide anticipat. Nu ai niciun fel de restricții legale, ca să zic așa, prin care nu poți închide un contract. Diferența între rambursarea anticipată la un credit de nevoi personale versus un credit ipotecar este legată de comision. Există un comision de rambursare anticipată la creditul de nevoi personale, care este 1% sau 0,5 dacă ești în ultimele 6 luni de credit. Din suma pe care o rambursezi? Din suma pe care o rambursezi. Iar la creditul ipotecar este 0. Deci nu există comisiuni de rambursare anticipată. Asta este singurul element ce diferențiază rambursarea între cele două credite din punct de vedere al costurilor. Dacă m-a sunat o doamnă ieri, că am înregistrat video convorbirea cu doamna, că eram cu videograful mașină, mergeam să filmăm un apartament. O să o postez zilele astea, nu știu dacă înainte sau după podcast. Domnul Trâmbițaș, și am luat și eu o linie de credit pe firmă, de la bancă. Am ratat 3400 de lei, am remarcat că principalul e 400, am fost la bancă să achit anticipat, m-am dus cu mai mulți bani, mi-au spus că trebuie să achit minim 4 luni de principal ca să pot să fac asta. Acum, ca sfat al meu, orice ți se spune la bancă, la ghișeu, trebuie să se regăsească în contractul cadru. Bun, nu l-ai citit prima dată. Du-te la contract, citește-l acolo. Dacă asta se specifică în contract, ca și clauză, asta faci. Păi, dar nu e abuzivă? Dacă o 52/2016... Dacă e o clauză abuzivă trecută de bancă în contract, zici, Doamne ajută, că o câștigi ușor. Dacă nu există în contract, nu există. Stai să plătească 4 luni obligatoriu, da, 4 mă, rate. Sau da, mă, Șerban. Vreau să achit principalul, 400 de lei. Dacă, și nu, minim 4. 1600. Minim 1600. Okay. Da, Șerban, dacă în contractul între două părți există această clauză în care spune, bă, tu n-ai voie 4 luni să-mi achiți. Și ai semnat contractul, așa se procedează.
Dar nu e legal. Nu e legal, păi asta zic, e clauza abuzivă. Și motiv pentru care nu cred că există. Dar nu cred că există clauza asta. O bancă sau o instituție de creditare care să-i pună în contracte clauze abuzive. Asta zic, că și contractele alea sunt verificate la bănci, mă gândesc. Deci că nu scrie asta la ea în contract, deci a fost mințită. Dacă nu scrie în contract, a fost mințită. Și exact. Cu chestie, mi-a zis că ea vara, are 2 luni pe an vara, când are rata 16.000 de lei. Deci în mod normal, 3-400. 16.000 de lei, din care principalul e 1.000. Deci ea dă 15.000 de lei dobândă. La creditele pe companii există astfel de anomalii. Modele, nu de anomalii, de modele de implementat. Se folosesc de obicei în business-uri sezoniere, dacă vrei. Ok. Atunci când obții o recoltă, te duci și pui banii... Aici ți-mi pune, am înțeles. Înțeles? Aici, da. Asta făcea. Asta făcea, da, asta cu siguranță e trecut și în contractul semnat. Trebuia să știe de asta. Trebuia adică... să știe de asta. Da, ok, da. Plătesc 160 de milioane, dar lasă-mă să vechi. Dar lasă-mă să mai dau 10, da, mai dau 1.000 de lei, da, ca să scazi următoarea rată de 160. Nu las. Minim 4. Încă o dată spun, dacă asta are trecut un contract cu minim 4 rate, cu toate că mă îndoiesc, că nu e legal, asta va trebui să facă. Dar eu cred că este doar o descurajare de rambursare sau o dezinformare sau din această categorie orice. Și până la urmă, sfatul meu este ca să fiecare să citească când ajunge într-un astfel de punct de discuție cu un consultant bancar la ghișeu, să meargă pe contract și să facă referire clară în contract la acea clauză. Că este contract de credit ipotecar, că e de nevoi personale sau de orice altă natură, orice clauză despre care discuți trebuie să se reflecte într-un contract. Eu cred că doamna ar avea mare noroc să fie clauza asta în contract. Cred că a dat norocul peste ea dacă are clauza asta trecută în contract, da, care e ilegală. S-ar bucura da, să, da, da, să fie așa. Da, ANPC-ul abia așteaptă să aibă o astfel de reclamație cu privire la clauze abuzive în contract, pentru că de-a lungul timpului s-au cam făcut curățenie. S-au făcut controle, s-au făcut verificări tematice, s-au făcut verificări contractuale și s-au cam eliminat pe cât se poate clauze abuzive din contractele de credit. În dai seama cât ar avea de pierdut banca, s-ar face public, ar auzi toți da, că a fost clauza acolo, ilegală. Adică a fost, asta s-a întâmplat de când fost, cu da. Francu și așa. Lucrurile astea s-au întâmplat în trecut, dar în momentul de față, din punct de vedere al reglementării, lucrurile sunt clare și sunt și verificate de ANPC și perfect. Hai să revin la întrebarea pe care am notat-o la începutul podcastului ca să nu uit, pentru că și asta e o întrebare pe care o primesc des. Am profitat de păsuirea pe care banca mi-a dat-o în pandemie, n-am plătit 6 luni, 8 luni sau mai recent m-a înțeles banca da. Așa. Pot să mai plătesc anticipat parțial, principalul acum, dacă am avut păsuirea aia? Sigur. Plata anticipată parțială nu are niciun fel de legătură cu comportamentul tău de plată anterior. Dacă ai avut o păsuire și mai ales dacă ai avut un agreement în cadrul păsuirii cu clientul, pentru că și păsuirile astea au fost de două categorii. Unii clienți au înțeles păsuirea ca pur și simplu să nu mai plătească, n-au anunțat banca că au probleme financiare, n-au făcut o solicitare de păsuire și au fost raportați în biroul de credit. Aici e o problemă pentru că te privește orice bancă ca și răuplatnic. Dar dacă tu ai avut o problemă financiară, și asta e un sfat în general, dacă ai o problemă financiară, mergi la bancă și anunți-o. Și încearcă o păsuire cu banca oficială. Astfel încât banca să nu te raporteze ca răuplatnic. Te poate raporta ca și client care este într-o perioadă financiară mai grea. Ți se dă ceva la mână în scris sau că s-a oferit o păsuire? Poți să faci sau un agreement cu banca ca pe perioada în care ai dificultăți financiare să plătești o parte din valoarea ratei lunare. Important este să... Ca să ai dovada că a fost, da, cum ai zis tu, de comun acord. De comun acord cu banca și atunci nu vei fi raportat ca răuplatnic și nu vei avea nicio problemă în a accesa alte credite ulterior. Și n-a face plăți anticipate. Deci și n-a face plăți anticipate, da. Că nu mai pot. Nu, mi-a zis doamna de la bancă că am făcut păsuire și m-au iertat, dar acum nu mai pot să plătesc anticipat în cauza asta. Bă, mă lași! Adevărat, da, zic. Sunt o grămadă de povești și... Ei, angajatul bancar. Da. Bănuiesc că n-are voie, sub nicio formă, să aibă comision de la banca în sine dacă tu... Că legi pe un om că n-ai voie să achiziți anticipat. Bravo! În concediu cu soția. Angajații bancari nu au voie să ofere informații false. În general, orice fel de angajat bancar, de la orice fel de bancă și orice fel de informație. Și împotriva legii. Și împotriva legii și împotriva, până la urmă, consumatorului, clientul. Că clientul e consumator. Nu sunt învățați, asta îți garantez, nu sunt învățați de către bănci prin cursuri sau alte metode să folosească tertipuri de genul minciună în fața clientului.
Însă sunt constrânși, probabil, de target, de obiective, de, pentru că plecarea din portofoliu sau rambursarea anticipată, privește-o tu, Șerban, ca pe o pierdere sau o cheltuială a băncii. Și afectează, da, și afectează profitabilitatea. Nu, afectează profitabilitatea băncii, băncii sau a sucursalei respective. Interesul meu e să achiți cu minte 30 de ani, da, cu toată dobânda. Da, pentru că eu lucrez într-o sucursală care trebuie să fie profitabilă. Da. Tu dacă vii și dacă te răzvrătești și îmi dai banii înapoi, eu nu mai sunt profitabil. Da. Și dacă nu mai sunt profitabil, atunci, indirect, probabil că, na. Se închide sucursala. Sunt consecințe. Da. Acum sunt de tot felul consecințele. Fac și eu un apel la făuritorii de legi. Nu, zici tu, o zic eu. Da. În momentul de față sunt trei bănci care îți permit în aplicație plata anticipată. ING-ul, BCR-ul și cu Unicreditul. Hai să dăm o lege, să impunem tuturor băncilor să ne dea posibilitatea asta din aplicație. Și spun și de ce, mă sună oameni de peste graniță. Da. A plecat în Anglia, în Italia, în Spania, în Franța să muncesc să-mi achit creditul și nu pot, trâmbițașule, că n-am dat în aplicație să achit anticipat. N-am opțiunea asta, da. Și i-am trimis lui mama bani și i-a zis că mama n-are drept să achite în numele meu. Și eu ce fac, că mi-au concediuată până să vin să achit anticipat? Bună. Deci drame reale, frate, nu pot să scap de dobânda de 1800, trâmbițașule, că nu mă lasă să achit, că n-am aplicație. Până când legiuitorii vor făuri legi și vor făuri ceea ce spune Șerban, eu încurajez consumatorii să fie atenți și la acest aspect când fac un împrumut bancar. Dacă faceți-l unde e aplicația, permite plata anticipată. Dacă vrei să, eu asta fac cu clienții mei, îi sfătuiesc în momentul în care mă întreabă sau ajungem la subiectul de plata anticipată, da, cum pot să o facă, îmi dau seama că pentru ei este un aspect important și atunci merg și ofer soluții de creditare în băncile unde lucrul acesta se întâmplă cu ușurință. Pentru că e un aspect important pentru client. Dacă te interesează și acest aspect, ca fiind un aspect important în top 3 aspecte importante când obții un credit. Că nu e doar despre dobândă, ci și despre ușurința cu care îl obții și serviciile post-vânzare. Că până la urmă o aplicație îți oferă servicii post-vânzare de tot felul, nu doar de rambursare anticipată. Eu le spun clienților, uite, astea sunt opțiunile în piață. Și asta ar trebui să facă clienții, de fapt, să se intereseze ce opțiune și se vor alinia și celelalte și atunci, bănci exact, în timp. Piața concurențială liberă în domeniul bancar nu face decât să îi forțeze să se alinieze mult mai repede, dacă mă întreb pe mine, decât cadrul legal. Următoarea întrebare era, dar mi-ai răspuns la ea, de ce, dacă e în interesul băncii ca eu să achit anticipat creditul parțial, nu. Este nu, evident că nu. Achitarea anticipată înseamnă pierderea profitului pentru bancă, profit care și l-a bugetat odată ce te-a adus în portofoliu, deci nu e... Și în cazul ăsta, ce motive pot invoca băncile ca să nu accepte rambursarea anticipată? Mi-a murit cățelul. Mi-a mâncat tema, deci dacă mi-a mâncat tema, nu pot să te ajut cu rambursarea anticipată. Acum, ca o poveste, am avut astăzi o clientă, m-a sunat, și mi-a spus, Laurențiu, m-am dus la bancă așa cum ai învățat și am spus, vreau să mi se micșoreze dobânda. Dați-mi o ofertă. Clienta mea a uitat de când a vorbit cu mine până la bancă exact fraza magică și a spus, vreau să mi se dea o ofertă. Și banca i-a spus, da, vă facem o refinanțare internă. Vă trecem prin proces de evaluare imobilului care vă costă. Vă trecem prin acte notariale de mutare a ipotecii și zic, doamnă, dar unde mută ipoteca? Că rămâne acolo, adică deci incredibil și a plecat clienta și m-a sunat și uite, domnul Lorenț, mi-a dat o ofertă că nu mă costă comisionul de analiză, că sunt clientul lor, nu mă mai costă analiza. Și tu nu știi ce analiză? Zic, doamnă, ce analiză? Dumneavoastră trebuie să vă duceți să le spuneți că vreți să plecați din portofoliu dacă nu vă oferă o condiții comerciale similare cu ce sunt în piață sau similare cu ce oferă ei clienților acum. Că, de fapt, asta ar trebui să facă băncile și fac de cele mai multe ori, oferă condiții similare unui client existent ca și unui client nou. Asta era informația de aur. Asta era informația de aur. Prin urmare, te duci la bancă și amenezi banca, eu plec la altă bancă, mă exact. Refinanțez. Și banca zice, stai, stăm noi mai bine. Stai așa, o băncile deștepte care au angajați pregătiți, asta trebuie să facă și asta fac. Și asta învăț. Și îți dă dobândă mai mică pe loc, doar că e amenințat. Și îți dă dobândă mai mică pe loc prin semnarea unui act adițional. E ca la un loc de muncă. Te duci la director, ești un angajat bun și zici mâine plec. Am depus CV-ul la altă. Nu-l ameninți. Îl iei pe NLP-ul. Am depus CV-ul la alte companii, urmează să schimb locul de muncă, hai să vă informez în timp că am nevoie de venituri mai mari.
Și el zice, păi îți dai eu venitul mai mare, mai rămâi aici. Așa și banca, zice, micșorezi eu dobânda. Micșorezi dobânda, rămâi aici, îți pune actul adițional în față, l-ați semnat, nu e niciun cost. Fără refinanțare? Fără a trece prin proces. Acest lucru se întâmplă în piață cu băncile care au în ofertă dobânzi fixe pe primii 3-5 ani. Din păcate nu se întâmplă cu băncile care nu au în ofertă produse de genul acesta și acolo pleacă în masă clienții. Și se aplică în orice fel de contract. Eu am aplicat asta în contractul de telefonie mobilă, la fel. Se aplică în orice contract. Au venit oferte foarte aici, bune. Aici vreau să fac o precizare. Nu se aplică refinanțarea la modul acesta pentru creditele prima casă. Apropo de discuția noastră de la început, cu vis-a-vis de creditele prima casă și limitări. Creditul prima casă are limitarea legată de condițiile contractuale stabilite de stat cu privire la costuri. Ți-aduce aminte? Marja fixă 2% plus IRCC. Și ăsta nu se pot schimba atât timp cât ești în programul prima casă. Asta înseamnă că banca unde ai creditul prin programul prima casă nu poate să te oferteze pe o dobândă fixă, care încălca practic contractul cu fondul de garantare și cu ceea ce este specificat acolo. Iar în astfel de cazuri, singura soluție este efectiv refinanțarea de la o bancă la alta, trecând prin acest proces de refinanțare. Asta e sfatul pe care îl dau oamenii. Domnul Șerban, am fost la bancă, nu mi-a acceptat plata anticipată din vari motive, că nu ai minim două rate, că se scade de la final dobânda, nu merită să faceți asta, nu știu unde ați auzit, că ați făcut păsuire, că. Și eu le zic la fel, la toți. Printați de pe Google OUG52/2016 capitolul 8, mergeți cu el la ghișeu. Dacă doamna nici atunci nu vrea să înțeleagă, cereți să vorbiți cu directorul băncii. Dacă directorul băncii nu vrea să înțeleagă, sunați la ANPC de față cu el. O să vă zic că nu e cazul, a fost o greșeală, niciodată nu s-a ajuns acolo. Sau dacă escaladează lucrurile, cereți acord din partea băncii de refinanțare, document oricum necesar și obligatoriu în cazul unei refinanțări. Și acesta este triggerul declanșator al acțiunii de ofertare. Am înțeles. De ce i-a venit? Nu mă lași anticipat? Dă-mi adresa de refinanțare, că oricum îmi trebuie dacă vreau să mă mut. Și odată ce faci o astfel de solicitare, intern se declanșează acele elemente în cadrul băncii prin care te sună departamentul de call center și spune, Șerban, stai așa, stai că ne mai gândim un pic. Exact la fel se aplică, repet, și dacă aveți contract de telefonie mobilă, mergeți și cereți portare, spuneți că vreți să vă portați de la X la Y și o să vedeți că, surprinzător, o să vă întrebe da ce ofertă aveți, da ce s-a întâmplat acolo, dar la noi de ce nu se poate, dar și exact e același principiu. Da, deci nu e nimic filozofal, nu e nimic complicat, e într-o piață liberă în care fiecare ar trebui să-și țină de proprii clienți în curte. Credite în euro, vorbim un pic și până la informația de aur. Super. Eu am terminat cu partea de plata anticipată prisă, dacă mai ai ceva și tu. Povestește-ne că ai fost să-ți plătești anticipat, că abia ai făcut și tu credit. Ești nou proprietar. Și eu am avut probleme. Eu n-am fost cu soția, am trimis-o pe ea la fel cu spui asta. Cumva a dat de cineva acolo când a ajuns să vreau să plătesc anticipat. N-aveți cum. Trebuie să plătiți doar două rate. Dacă vreți să plătiți două rate undeva la 2400 de lei, dacă vreți să plătiți 4800 de lei, atât, altfel nu aveți nicio variantă. Ce-i drept, nici eu nu explicase mie foarte bine. Asta e ideea, dacă tu te duci acolo cumva și bâșbâi și nu știi, s-ar putea să dai de cineva care te simte că tu ești, nu prea știi, nu prea așa, și să-ți dea un răspuns care să te bage în ceață. Tu, nepricepându-te la fel, când auzi, o să zici, bă, mi-a zis femeia asta că n-am cum decât două rate, i-am sunat pe mine și mi-a zis că n-are cum să nu se poată, după aia am fost împreună și am achitat 2300 de lei și am scăzut 13 luni. Da, ai fost în aceeași locație, la aceeași agenție? Nu, am fost în altă parte, că eram în drum în altă parte. N-am vrut să m-aș fi enervat dacă aș fi mers tot acolo. Că dacă eram aș curios fi dat cum ai transformat un dintr-un nu un da. Dacă aș fi dat de doamna aceea, probabil m-aș fi luat un pic de dânsa. N-aveți cum să ne spuneți că nu se poate ceva ce se poate. Ce se poate, da. Deci se întâmplă. Din păcate se întâmplă și ți-am zis, nu este o politică a băncii, este doar o reacție a angajaților la plecările din portofoliu. Acesta este punctul meu de vedere. Dar se rezolvă. Informăm clienții până când vor înțelege că au drepturi. Ok. Două scurte, poți să cumperi un imobil cu credit dacă n-ai avans? Poți să cumperi un imobil cu credit dacă nu ai avans, cu condiția să deții un alt imobil pe care îl aduci în garanție
în locul avansului. Sigur, aici e un pic o formulă de calcul care stă în spate. Valoarea imobilelor, în urma evaluării, este raportată la valoarea creditului. Cu alte cuvinte, creditul trebuie să reprezinte 60% din valoarea celor două imobile evaluate. Okay. Dacă se întâmplă acest deziderat, dacă practic aduci în garanție o altă casă, o altă casă, o casă și valoarea celor două case este mult mai mare decât valoarea creditului, atunci se poate întâmpla magia să-ți iei o casă fără să ai avans disponibil. Fără niciun bani, practic. Fără niciun bani. Bani de notariat și de... Este o singură bancă care... Nu, bani, am vorbit. O singură bancă care face lucrul acesta în România și da, e la fel informația publică. Se poate. Nu dăm nume. Da. Doar că o să ai ipotecă pe două imobile. Pe ăla de la ai cumpărat și pe ăla de la aveai deja pentru că n-ai singurul, dat bani. Singurul dezavantaj, dacă vreți așa, dezavantaj da? Este că ai costuri cu evaluarea celui de-al doilea imobil. Da. În jur de 5-700 de lei. Și ar mai fi un dezavantaj că dacă nu-ți plătești rata, le pierzi pe amândouă. Evident, dacă nu discutăm de situații de astea dacă nu-ți plătești. Adică să fiți foarte sigur dacă faceți asta, că vă permite să faceți asta, să nu vă treziți că... Exact, banca practic vrea să se îndestuleze până la recuperarea creanței. Bun, vreau să fac un credit ipotecar, eu am salariu în lei, dar vreau să fac credit în euro. Pot și dacă da, ce grad de îndatorare mi se permite? Poți, da, ți se permite conform normelor BNR gradul de îndatorare de 20% maxim. Așa cum eram 40% la creditele în lei, aici ne raportăm la 20%. Practic, BNR-ul vine și spune te îndatorezi, dar la jumătate din ce te îndatorezi în lei, având în vedere că veniturile tale nu sunt în euro. Și dacă sunt în euro veniturile mele? Dacă sunt în euro veniturile tale, atunci nu se mai aplică regula gradului de îndatorare de 20%. Mergem pe grad de îndatorare de 40 sau 45% ca și la lei. Ei practic cu 20% ăsta grad de îndatorare, dacă câștigi lei, se vor să asigure că... E o măsură de protecție până la urmă. Dacă crește euro. Da, e o măsură de protecție împotriva creșterii cursului valutar. Dar dacă tu câștigi euro și crește euro, nu-i mai atunci interesează. Atunci nu mai ai un astfel de risc. Că tu ți-asumi riscul, creșterii cursului valutar pe lângă riscul creșterii de dobândă, dar această regulă, și asta e o noutate, dacă vrei așa, pe care o dăm aici în podcast, și probabil că pentru majoritatea clienților, este nu se aplică această regulă la refinanțări. Adică, poți să ai un credit în lei, veniturile tale în lei și poți să te împrumuți astăzi în euro la un grad de îndatorare de 40%. Să-l refinanțezi? Da. Deci regula gradului de îndatorare în euro nu se aplică și la refinanțarea creditelor, ci doar la achiziții. Dar hai să vedem de ce am face așa ceva. De ce ne-am mutat de la un credit în lei, deși eu câștig lei, la un credit în euro, deși eu nu câștig euro? Pentru că dobânda la euro este... Dobânda la euro este astăzi fixă pe primii 3 ani, începând de la 4, sub 5%, ca să nu dăm exact... Deci mai mică decât la lei. Deci este mult mai mică decât la lei. Dacă practic te muți de la un 8%, 8% și în lei, la aproape jumătate, la 4%. Wow. Da. Deci merită. Sigur. Dar dacă se asum creșterea euro, care cât poate să se ducă? Bine, dacă asta nu facem predicții, poate să se ducă. Poate să se ducă, sigur. Cum nu putea nici francul să se ducă. Și să da, aici ține mai degrabă de riscul, de apetitul de risc al fiecăruia și de modul în care poți controla o eventuală creștere a cursului valutar. Și dacă te miști repede, presupunem că rambursezi, te miști destul de repede înainte să crească euro. Foarte bune cu pe 3 ani cu sub 5% și pe 5 ani cu 5,1% la euro. La achiziție sau refinanțare. Da. Dar aici, într-adevăr, trebuie luat în calcul riscul valutar. Riscul de majorare de creștere de Euribor, pentru că aici folosim Euriborul ca și indicator variabil, nu există în primii 3 sau 5 ani, pentru că ai dobânda fixă. Există doar riscul de creștere valutară. Te miști bine în primii 3 ani? Da. Deci da, se poate lua un credit în euro. Și pentru final aș fi vrut să ne mai dai o informație de aur, dar hai să n-o dăm. Hai să te sune direct cei interesați de refinanțări, de credite, de cum să vă fie mai bine, nu? Ca să câștigeți și eu omul ceva, nu de la voi, ci de la bănci. Da. Mulțumim din suflet că ne-ai acceptat invitația. Cu Laurențiu, Duinu de la Estima Finance. Duinu. Laurențiu Duinu de la Estima Finance, mulțumim din suflet, foarte fericit că ai venit, o să te pup după ce te-am podcastul. Chiar mulțumim, foarte interesant. Adică... Eu vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să mă aduceți aici și că mi-ați pus întrebările
potrivite ca să scot în evidență informațiile ce le am și să le livrăm gratuit către toată lumea care este interesată. Și da, ar trebui să fiți interesați de subiectul acesta, că este despre bani. Este despre bani la cel mai concret mod posibil al vostru. Pentru că subiecte despre bani ipotetice le regăsiți și pe alte podcasturi oferite de specialiști, dar sunt de cele mai multe ori mai puțin puse în practică. Și sunt greu de digerat. Eu asta mă aprecia foarte mult la tine și e foarte rar, că eu am mai vorbit cu oameni din sistemul bancar, da. Dar o zic greu, o zic în termenii lor, dar noi da. Trebuie să înțeleagă șoferul de Bolt termenii, trebuie să înțeleagă și educatorul la grădiniță termenii. Mă ajută ultimii 2 ani de interacțiune cu clienții pe zona creditelor ipotecare. Am înțeles care este limbajul cu care trebuie să mă adresez către ei ca să înțeleagă, astfel încât procesul de comunicare să fie facil și să fie apreciat. Și asta apreciază cei mai mulți clienți ai mei, faptul că le ofer transparență în proces de când începe discuția inițială și până la finalizarea unui credit. Dragii mei, s-a terminat Podcast Imobiliar numărul 15, episodul 15, un episod de excepție, sper să batem toate recordurile. Data viitoare nu știm pe cine vom invita, sperăm că tot pe cineva. E foarte greu. Cred să că următorul o să fie doar cu noi sau doi, doar cu noi doi. Să facem unul cu unul. Da. Am fost alături de voi astăzi, alături de invitatul nostru, pe care îi mulțumim din suflet, Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu. Și oameni buni, dați share acestui clip, că e păcat de informațiile astea să ne ajungă la cât mai mulți oameni interesați, mai ales că 75% din oameni încă nu profită de ce a spus Laurențiu în acest podcast și mi se par informații de aur. E gratis să dați un share, fiți buni de câte ori se poate și întotdeauna se poate, aveți grijă de voi, pa! Și răspundem în comentarii.